El știe cel mai bine și când e foame și când e somn și când e tot. Știe să-mi spună, eu trebuie doar să învăț să ascult. Care flux de sân? Nu există un flux de sân. Uite, suge. Hai să vezi puțin cum suge. Nu mai avem locuri. Tu te acasă. Okay, yes. Nu cu ochii în aplicație, mor cu aplicațiile alea de hrănire. Alăptarea, ce mare brânză, ei copilul tu la sân și suge, nu? Surpriză! N-a fost chiar așa. Înțeleg unde profesează și înțeleg reținerea de a răspunde. Mm -hmm. Eu am învățat în facultate că cezariana fără indicație este o malpraxis. Liberon întâi și după aia niște lapte la sân, s-ar putea să fi pierdut acest start. Nu mai ești medic când ai propriul copil. Cum se desfășoară alăptatul, cum ar trebui să se simtă, ce face mama, ce se întâmplă cu copilul în timpul ăla. Noi nu învățăm nimic în facultate, nu învățăm nimic în rezidențiat despre asta. Îi dai copilului lapte praf, el se obișnuiește cu el, nu mai cere la sân. Unei mame poate să-i meargă alăptatul cu primul copil și cu al doilea să nu-i mai meargă sânul mamei se mulează foarte bine în cavitatea bucală a copilului și nu o deformează. Opa, stai că se întâmplă ceva. Copilul ăsta surgea din mai multe motive, nu doar de foame. Ok, doarme. Dar cine stimulează să nu în timpul ăsta? Omule, te salut! Dr. Mihail aici și bine ai venit la un nou episod Boabe de Cunoaștere, care este un podcast cu invitat. Și astăzi o avem alături de noi pe Ilinca Tranulis, care este medicul pediatru și al copilului meu, celui mic, Navani. Ceau, Ilinca. Bună! Am o prezentare pentru tine pe care ți-am ți și arătat-o, dar vreau să o citesc. Ilinca Tranulis este medic pediatru specialist consultat în lactație IBCLC. Da? International Board Certified Lactation Consultant. Și mama trei copii, nu știam că ai trei copii. Da? Din dorința de a ajuta și a sprijini mamele, în 2012 am înființat primul call center de consiliere în alăptare din România, 07 Alăptare. Tare nume. Mișto număr, ți ales. Iar uh, uh, urmarea firească a fost deschiderea clinicii de alăptare. De peste 15 ani, Linka susține creșterea sănătoasă a copiilor, este speaker la conferințe și întâlniri dedicate mamei și copiilor, autor de numeroase articole și materiale video care tratează subiecte legate de alăptare și pediatrie. Bine ai venit la podcast. Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație. Asta o să fie, oameni buni, un ghid pentru orice părinte care are un copil de la zero zile, da, până o să vedem, o să discutăm până la copii mari, ce facem când răcesc și așa mai departe. Dar hai să începem cu um, alăptarea. Sunt curios, de ce ai fost atât de pasionată de alăptare și te-ai dus în direcția asta a alăptării? M-am um, căsătorit în timpul rezidențiatului de pediatrie. Ok. Uh, și am făcut primul copil tot în timpul rezidențiatului de pediatrie. Și am pregătit camera copilului. M-am interesat de naștere, uh, de toate. Uh -huh. Alăptarea, ce mare brânză, Ei copilul, îl pui la sân și suge, nu? Corect, da. Exact. Da. Surpriză. Nu -a, a fost chiar așa. Uh, a mers ok, nașterea, am născut în filantropia, unde pe vremea aia copiii erau stăteau la neonatologie și te duceai din 3-3 în 3 ore la alăptat. Am născut un copil de aproape 4 kg, care, din fericire, într-adevăr a sub. Iar în 24 de ore eram acasă, pentru că eram medic, pentru că mi bine copilul și mi-au zis, nu mai avem locuri, Tu te acasă! Ok, asta, era, asta a fost un lucru bun, nu? Că te Se pare că acasă. am avut emoții, recunosc, că nu mai ești medic când ai propriul copil dar cred că a fost un lucru bun, pentru că de fiecare dată când mă duceam la alăptat, dintre între ore, el era deja hrănit cu lapte praf, doar că era un mâncăcios și sugea și de la mine. Și a mers alăptarea, dar probabil dacă mai stăteam o zi, două în maternitate, cu ritmul ăla de biberon întâi și după aia niște lapte la sân, s-ar putea să fi pierdut acest start. Deci a fost un lucru foarte bun, am continuat alăptarea, dar am întâmpinat dificultăți și mi-am dat seama că deși toată lumea susține alăptarea, toți medicii, toți pediatrii spun că alăptarea este absolut minunată, noi nu învățăm nimic în facultate, nu învățăm nimic în rezidențiat despre asta. Înveți compoziția laptelui matern, dar nu înveți cum se desfășoară alăptatul, cum ar trebui să se simtă, ce face mama, ce se întâmplă cu copilul în timpul ăla. Pe de, de altă parte înveți foarte multe despre lapte praf. Și am început să caut informații. Am dat întâi de o asociație care se cheamă La Lece League. Este formată din mame cu foarte mare experiență personală de alăptat, care în timp capătă și experiență profesională și sfătuiesc alte mame. La Lece League era franceză această asociație? Sau ce... Așa era la inițial, dar okay. e internațională. Okay. Este uhum. o asociație mare. Um... Nu mă potriveam cu ele, pentru că eu între timp, pe la 11 luni, știind foarte multe despre alăptat, înțărcasem deja copilul. Foarte fericită că uh -huh. puneam biberonul de lapte praf pe masă, îl puneam la sân și, la un moment dat, dădea drumul sânului, lua biberonul. Chestie care a decurs foarte lin și frumos și eu am fost foarte încântată de înțărcatul pe care l-am făcut. Dar copilul ăsta care scuipase 11 luni de zile suzeta, după ce l-am înțărcat, a început să accepte suzeta. Și mm. pentru mine acest lucru a fost, opa, stai că se întâmplă ceva. Copilul ăsta surgea din mai multe motive, nu doar de foame. Deși eu cam așa l hrănisem. Mă străduiam să țin intervalele între mese. Ce învățasem eu la pediatrie? Deci uite cum o greșeală, uh -huh. o neștiință m-a dus pe mine pe drumul ăsta Am început să caut și mai multe informații și am dat des un uh, curs de consultant în lactație pentru cadre medicale Pe vremea când m-am certificat eu, doar cadrele medicale puteau deveni IBCLC, International Board Lactation Consultant da. Și um, începea cursul într-o săptămână, era primul curs de la noi din țară În momentul acela erau patru consultanți Certificați prin alte țări la noi... Am făcut cursul... Am dat examenul când deja copilul meu... Al doilea avea uh, un an... Că durează da. mult... Um, și... De atunci nu m-am mai oprit... Descoper în... Hai nu în fiecare zi... Dar în fiecare lună... Mai apare cât un articol despre... Ceva minunat care se întâmplă... Legat de alăptat... De exemplu ultima, ultimul curs pe care l-am făcut... Este despre importanța unui subt corect care uh, învață, învață limba unde să se poziționeze. Uh -huh. Dacă limba se poziționează corect în cavitatea bucală, în timpul înghițitului de salivă pe tot parcursul vieții și în timpul repausului, avem... Dantură ok, avem vorbim corect, avem înghițit de mâncare și mestecat corect și nu facem apnee în somn. Dacă nu se întâmplă lucrurile astea, limba s-ar putea să stea pe căile respiratorii, să facem apnee în somn, care duce la hipertensiune, infarct, AVC și altele. Deci okay. uite cum a luptat ăsta. Care nu e alăptatul ăla cu chinuială, cu dureri, cu pompat, este alăptatul ăla care funcționează din toate punctele de vedere, ne ajută până la bătrânețe. Cât de tare, mi se pare atât de interesant că <coughs> lucruri care inițial par simple, nu? Exact. te gândești, bai, ok, alăptat e laptele mamei, e mai sănătos. Atât. Exact. Dar de fapt este, sunt toate atât de legate. Și dacă tu scoți alăptatul de acolo, deja există niște riscuri. Dar de ce nu fac niște biberoane care să semene fix cu sânul? Pentru că nu există doi sân la fel și nu Aha. există două cavități bucale de bebeluș la fel și nu există ceva care să se adapteze perfect. Sânul mamei se mulează foarte bine în cavitatea bucală a copilului și nu o deformează. Pe Aha. când orice tip de biberon Plasticul, siliconul Din care e făcut tetina Este totdeauna mai tare decât țesutul mamar și decât sânul uh -huh. Și atunci De aici pot apărea probleme Ei se străduiesc De multe ori spun Imită fluxul de sân care flux de sân? Nu există un flux de sân. Sânul curge mai tare la început, mai lent după aia, surge, curge în funcție de cum surge copilul. Nu avem cum să facem generalizările astea pentru că uh, alăptatul e ceva unic pentru fiecare cuplu, mamă, copil. Uh, unei mame poate să-i meargă alăptatul cu primul copil și cu al doilea să nu-i mai meargă. E ceva, probabil de lucrat la partea de copil, la partea de cavitate bucală, sau de musculatură, sau de diverse. Dar um, nu e atât de simplu să generalizăm și să zicem uite, am făcut ceva ca la sân. Păi mm -hmm. ca la care sunt.. Da, ok, corect. Bun, ai putea să-mi spui atunci, cum ai spus uh, unul din beneficii, faptul că într-adevăr, se dezvoltă limba, se poziționează corect, dantura crește corect, oasele feței se Uh, știi, foarte multă lume nu știe, și, uh, și eu am fost mirat să aflu, acum ceva timp, că limba îți dezvoltă fața uh, și te gândești cum, pentru că limba, dacă stă în cerul gurii, unde este locul, sau dacă se mișcă cum trebuie, ea să se miște, aceste mici apăsări uh, care se fac zilnic, secundă cu secundă îți împing un pic oasele feței și fac fața să se dezvolte corect. Exact, dacă mai lată. Li... Da, exact. Dacă ea lipsește acolo, dacă nu stă unde trebuie, atunci obrajii o să apese ușor, ușor pe dantură și oasele feței o să fie exact mai înguste. Uh -huh. Și asta are de a face cu respirația. Respirația are de a face cu cum se exogenează creierul, cum te dezvolți tu cognitiv, cu uh, sănătatea cardiovasculară. Adică doar limba poate să te influențeze fie în bine, fie în rău și uite că se dezvoltă limba atunci când copilul este alăptat. Poți să enumere alte beneficii ale. Adică aș vrea să începem cu ele. Care sunt beneficiile, să zic top 10 beneficii ale alăptării? lasă sân? Este hrana perfectă pentru uh, acel copil. Mama știe, corpul mamei știe ce lapte să producă în funcție de momentul nașterii. Dacă naște un copil prematur, mai devreme decât uh, data estimată. Laptele ei va fi adaptat Serios, da? Pentru că corpul știe că este prematur da. și are nevoie de altfel Da, are nevoie de mai multe proteine Cum naiba știe? Uh, nu știu să-ți explic uh -huh. Dar, cât dar e tare? știe lucrurile astea uh, Știe ce sex este copilul Laptele diferă La aceeași mamă pentru un băiat Nu cred, da, serios da? Decât pentru o fată uh, Știe Nu știe câți copii sunt deci nu știe corpul să producă pentru 1, 2 sau 3. Drept care, de principiu produce pentru 3 inițial, 2, 3. A, serios? Chiar da. dacă ai un copil produce mai mult? Produci mai mult, iar după aia punând copilul la sân la cerere, lactația se reglează în funcție de cerere. Uh -huh. Inițial este reglată hormonal, se produce mult lapte, apoi pe măsură ce copilul suge, Lactația scade încet, încet, până întâlnește nevoia copilului și rămâne acolo. De-aia, um, insistăm noi foarte mult pe alăptatul ăsta de la început, pus des copilul la sân, să te asiguri că crește bine, se întâmplă ceva, nu merge sub, tu pui pompa să scoți laptele, cumva păcălești organismul că trebuie laptele la. Nu-l păcălești, chiar trebuie laptele uh -huh. la, doar că nu-l scoate copilul, scoate uh, mama cu pompa. Da. Um, compoziția laptelui se schimbă de la o secundă la alta. Din nou, m-ai întrebat de biberon. Așa cum nici biberoanele nu poate să zică că imită sânul pentru că nu știm care sân, care sân despre da. care sân e vorba, da. la fel, nici laptele praf nu poate să zică că imită laptele matern. Care lapte matern? Laptele matern se schimbă de la un minut la altul, se schimbă pe parcursul zilei, se schimbă de la o zi a copilului la... 2-3 ani sau cât alege mama să alăpteze. Își schimbă compoziția în funcție de uh, vârsta copilului, de frecvența alăptărilor. Se adaptează dacă pui un copil bolnav, răcit, uh -huh. la sân, prin intermediul salivei, copilul transmite pe pielea mamei semnalul că e bolnav, că are nevoie de anumiți anticorpi. Și mama va produce mai mulți anticorpi pentru boala respectivă. Ceea ce este Citar. fenomenal. Uh -huh. nu, nu ai cum să replici așa ceva. Dacă mama alăptează doi copii, fie gemeni, fie tandem, adică unul mare, uh -huh. rămâne însărcinată, alăptează pe parcursul sarcinii, ceea ce. În principiu este ok, există doar câteva contraindicații, sângerări, avorturi spontane în antecedente okay. sau disconfort fix în timpul subtului cu mama însărcinată. Dar Altfel... se poate alăpta în timpul sarcinii. Dacă nu se întâmplă chestiile astea, sângerări, da. avort spontan în antecedente uh -huh. și sau disconfort la sub, se poate alăpta. Și vine bebe 2 și sug amândoi. Da. Și unul e mai mare, unul mai mic. Da, laptele se readaptează, va fi colostru în primele zile ale lui BB2. Și apoi se readaptează astfel Aha. încât să fie potrivit în principiu pentru cel mai mic. Cel mare, chiar dacă surge, um, rolul nutritiv al laptelui nu mai este atât de important. Pentru că deja, adică deja e diversificat. Deja probabil. are cel puțin spre un an, cel puțin 9 ah, luni. Corect, da. Și atunci uh, el își ia nutrienți din uh, alimentația solidă. Um, îi trebuie anticorpi, îi trebuie confortul de la sânul mamei și a, poate să beneficieze de ele în continuare. Ok, adică laptele... <coughs> e foarte interesant că laptele se adaptează pentru ala mai important, care e ala mai, mai mică, că ala trebuie susținut, că e singura da. lui hrană. Da, vreau, am o întrebare. Dacă ai totuși doi gemeni uh, sau îi uh, laptezi în tandem, uh, există această supoziție că dacă... Păstrezi un sân pentru unul, altul pentru celălalt, că laptele va dif o să fie diferit de la sânul da. altu? Poate să difere dacă uh, copiii diferă cumva mult între ei, uite, de exemplu, uh, fată și băiat, da. dar recomandarea la gemeni e să alternezi, tocmai okay. deși, probabil că, făcând mai multe studii, s-ar putea să descoperim că e mai bine să pe câte unul la un sân, unul la un sân. Asta nu știu exact. Um, Diferențele oricum la doi copii de aceeași vârstă nu poate să, nu pot să fie prea mari, mm -hmm. e ok, Are. oricare variantă și totdeauna între gemeni s-ar putea să fie unul care suge mai prost și atunci e bine să alternezi ca să-l ajuți și pe la care nu suge grozav să aibă producție bună de, de lapte. Mm -hmm. Ok. Uh, Zimțelor, da, care sunt, asta cumva beneficiile fiziologice, biologice, care, uh, care sunt beneficiile psihoemoționale pentru copil, unul la mână. Și aș vrea să atingem și partea asta de femei care nu pot să alăpteze care au încercat să alăpteze dar din vari motive nu au avut uh, lapte. Cum ar putea să compenseze totuși ele, uh, măcar aceste beneficii psihoemoționale, poate să-i de, să dea biberonul cu sânul lângă, ce ar putea să facă uh -huh. în plus? Um, mai era și rolul imunologic okay. Mulți anticorpi prin laptele matern Și povesteam adineauri că își modifică Laptele, compoziția Și dacă mama e bolnavă Și dacă e copilul bolnav uh, Iar emoțional Cumva mama este mult mai Atentă la copil Știu că de multe ori și mamele Care alăptează stau cu telefonul în mână Și scrolează pe uh -huh. social media Totuși sigur vor simți când copilul se desprinde de la sân, când se foiește la sân. Da? Poate dacă îl țin în brațe cu biberonul, s-ar putea să scoată biberonul, să-l împingă sau să nu mai tragă din el și să nu se prindă la fel de repede. Hormonal este mama în conexiune mult mai bună cu copilul. Alăptatul ăsta de care ziceam, care merge bine și din punct de vedere, de vedere al cantității și nedureros, este împlinitor pentru mamă. Se secretă hormoni care îi dau o stare de bine, care o ajută să doarmă mai bine după și atunci asta la biberon, din păcate, nu putem obține. Copilul primește și el hormonii ăștia buni uh -huh. prin lapte și se simte și el bine. Ce mai facem cu sânul? Încercăm să promovăm alăptatul ăsta la cerere. Când se naște, noi nu știm de ce plânge, ce vrea, ce facem. Și eu le povestesc părinților sau viitorilor părinți cu care stau de vorbă. Pune-l la sân, orice supărare are, singura supărare care nu se rezolvă la sân, este schimbatul scutecului. Te-ai uitat în scutec, nu e plin, nu are materii fecale în el, pune-l la sân. Și punându-l la sân, în funcție de comportamentul lui, te vei prinde care era nevoia. Suge mai mult și după aia rămâne treaz și liniștit, îi era foame. Suge puțin și după aia e vesel, îi era sete. Suge puțin și a doarme, îi era somn. Iar în felul ăsta, mama în câteva săptămâni ajunge să se prindă înainte de a-l pune la sân ce vrea, pentru că recunoaște plânsul sau comportamentul. Există așa ceva? Adică, da, poți să-ți recunoști în funcție de cum plânge, de ce plânge? Există și niște teorii că fiecare sunet uh, înseamnă altceva, dar nu mă pricep la asta okay. și nu o să intru mm -hmm. acolo. Dar, da, din comportament te prinzi. Îl vezi că are ochii mici, cumva asociezi lucrurile alea și fără să conștientizez. Sunt mame care îmi spun dacă copilul meu nu plânge de foame niciodată. Zic ba da, plângi, sunt sigură că ar plânge de foame dacă l-ai lăsa să-i fie foame mai mult timp. Uh -huh. Dar tu te prinzi la primele semne de foame, se foiește puțin, l-ai luat, l-ai pus la sân și nu apucă să protesteze. Plus copilul căruia i-ai venit în întâmpinarea nevoilor de fiecare dată, nu Plânge din prima secundă că știe că se va rezolva și atunci nu are stresul ăla, hai să fac scandal din prima că o să dureze până mă aude. Deci, cumva, contactul piele pe piele contează foarte mult. În Îndeplinirea asta a nevoilor foarte rapidă contează foarte mult. Raportarea mamei la copil atentă și mama e tot timpul acolo. Ceea ce uneori este o povară pentru mamă, că vrea să mai ia o pauză. Dar da, mama care alăptează petrece foarte mult timp cu copilul. Este un timp spuneam, împlinitor și da, e ok să mai simtă nevoia și de o pauză, dar pauzele alea vor fi uh, scurte, rare, tocmai pentru că e și ei cel mai simplu să fie acolo cu copilul eu țin minte că preferam decât să uh, nu știu, să plec la uh, manicură, îl luam cu mine. Mi era mai simplu să-l știu cu mine și să știu că pot să fac o pauză și să-l alăptez decât să-l las acasă să uh, stau cu grija aoleo, dacă îi se face foame, dacă plânge, dacă de ce să mai împovărez pe altcineva. Și i-am plimbat pe toți cu mine pe oriunde, mai ales cel mai mic a fost la toate activitățile celor mari, luat de la școală, luat de la grădiniță, uh -huh. pentru că era în programul familiei. Da. Ok. Bun. Uh, știi cum? A, e foarte, cred că e foarte important să auzim toate aceste beneficii ale alăptării, pentru că, într-adevăr, ce zici tu e că, da, doctorii promovează alăptarea, cu toții zicem, da, e atât de importantă uh, alăptarea, dar ea, de fapt, este cu atât de importantă. Adică, dacă am realizat toate aceste beneficii ale alăptării, cred că în spital, în neonatologie, de când se naște copilul, cred că uh, prioritatea numărul unu ar trebui să fie alăptarea. Adică, eu cred că personalul ar trebui să vină cu copilul la sân, să stea la sân, să stea acolo până, până copilul e alăptat, să simți într-adevăr când poate e stres, stresat, mama e stresată și ar trebui să-i să lași în pace. De exemplu, eu... Am citit că e bine să lași copilul la sân, să plângă, să, 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 să sugă. Mama simte plânsul ăla. Adică, înțeleg, plânsul copilului stimulează în creier produ producerea unor anumitori neurotransmițători care uh, pornesc uh, cumva secreția de lapte. Adică, mama trebuie să audă plânsul de foame al copilului în neonatologie ca să înceapă să secrete lapte. Pe de altă parte, este un copil nou-născut și vrei să-l hrănești, să-l hidratezi cu ceva. Cum faci acest echilibru între? Adică, cum îl menții? Întreb, băi, ok, merită să ia niște lapte acum, dar nu suficient cât totuși să plângă, să anunțe creierul mamei că e timpul să fie alăptat. În maternitate, de obicei, la noi în țară, pe de-o parte, sunt foarte multe cezariene. Asta, După da. cezariene se separă mama de copil. Uh -huh. Deci din start se pierde startul. Adică multe ore mama nu pune copilul la sân, pentru că mama e pe terapie intensivă, copilul e la neonatologie. Aș vrea să facem câte o paranteză la fiecare astfel de, de, de afirmație, care e corectă, așa este. Uh, ca să putem să dăm și o soluție. Ok, asta e țara. Din păcate, am vorbit de foarte multe ori despre cezariene versus uh, nașteri naturale. Am avut câțiva medici pe care i-am întrebat în emisiune, la medicul, dacă ei consideră cezariană, fără indicație, un mal praxis. Înțeleg reținerea de a răspunde. Înțeleg unde profesează și înțeleg reținerea de a răspunde. Uh -huh. Eu am învățat în facultate că cesariana fără indicație este un mal praxis. Uh -huh. Pentru că tu atunci când ai de făcut o cezariană, când ai de făcut o naștere tu ca medic. Tu spui o indicație da? nașterea se face natural. Ăsta e procesul fiziologic prin care nașterea se întâmplă. În momentul în care tu vrei să faci o cezariană, orice procedură, uite, eu ca și chirurg, când eram chirurg, ca să fac o procedură, eu nu pot să-ți scot apendicul fără să pun o indicație. Indicația este apendicită sau chiar și suspiciune de apendicită. Poate că n-a fost apendicită, dar eu așa am crezut pentru că se apăra, îl durea. Adică orice intervenție chirurgicală are o indicație. Iar cezariana Nu se poate face din păcate la... E un debate pentru că într-adevăr mama poate să fie Foarte panicoasă și în... Inclusiv asta poate să fie o indicație Absolut. Adică Absolut. medicul poate să zică măi eu cred Că această femeie această mamă Nu o să fie în stare să ducă o naștere Până la capăt o să se panicheze o să avem complicații Avem nu știu ce riscuri mm. Dar de foarte multe ori când mama vine Și zice știți eu vreau cezariana Vreau că am o plecare atunci Vreau să nasc atunci medicul trebuie să pună o indicație. Și foarte multe astfel de indicații pe foile de cezariene sunt false. Sunt indicații pe care medicul știe că n-ai cum să le verifici, pentru că el a făcut un tușeu vaginal și el vede că poate să scrie nu era dilatație. Cine mai vine înapoi în timp să le verifice că avea sau nu avea dilatație? Dar de foarte multe ori acel medic, adică aș vrea, că, aș vrea să transmit acest mesaj, pentru că medicul acela când în foaie scrie o indicație greșită și face o intervenție chirurgicală care nu este necesară, face un malpraxis. Asta e țara în care trăim. Și am vrut să specific asta pentru că asta este părerea mea în continuare. Că un medic care face o cezăriană pentru că este mai simplu la program, e mai rapid la spital, așa i-a cerut mama cu toate că nu avea indicație, el în continuare face un malpraxis. O paranteză, scuze, mai lungă la ce ai spus tu. Totuși, ținând cont că suntem în țara asta și de foarte multe ori se poate ca medicul să te inducă subconștient în a opta spre o cezariană și îți face o cezariană, ce trebuie să faci tu ca mamă ce întrebări pui la început? Cu ce lucruri te asiguri ca imediat după operație, în cel mai scurt timp posibil, copilul să vină la sân și la piele cu tine? Um, din timpul sarcinii, caută ginecologul care știe că nu prea dă indicații de-astea de cezarian. Îți zic din experiență că n-ai cum. Zic de din... acord. Sunt minime șansele, dar mai există câțiva. Există, care... Eu știu pe Marius Romilă, care naște. Da, și bea... mai sunt. Și la Cluj. și. Hai să le dăm. Putem să le dăm niște nu nume? știu nu numele. Acum okay. pot să revin cu informația. Mm -hmm. Bun. Ok, cezarian. Când se declanșează nașterea? Nu cu două săptămâni înainte. Adică termenul de naștere al copilului este undeva între 38 și 42 de săptămâni. Da. Este la termen. Da. Toată lumea se apropie 40 au gata, hai să-l scoatem. Și de, acum 10 ani, când observam lucrurile alea, astea erau mulți la 38 de săptămâni. Acum văd că sunt 39. Am progresat puțin. Deci, de multe ori, o cezariană făcută la cald este clar mult mai bună decât o cezariană la rece. Copilul a dat semnalul că este pregătit de naștere, că yeah. el dă semnalul. Corect. Dacă, dacă nu e la cald, teoretic e prematur, nu? Adică este. Mă rog, nu e prematur, e născut înainte de termen? El. Da, poate să fie nepregătit. Da, e nepregătit, nu el nu știi e ce. nepregătit. Totuși nașterea la cald are și a cum ar veni, cum să zic, dificultățile ei, Bine pentru că este pe un uter care se contracte încordat. Nu, că ai o anestezie care s-ar să mai oprească okay. din contracțiile alea. Mm -hmm. um, nu, problema principală la asta este frica mamei. Aoleo, dacă nasc pe drum, dacă mm -hmm. nu mă prind, dacă naște pe drum înseamnă că ar fi avut o naștere ușoară, rapidă și fără stres. Uh, și faptul că de obicei, declanșările nașterilor se întâmplă de multe ori noaptea și atunci nu vei avea medicul tău ginecolog, probabil că vei avea medicul de gardă. Crezi că o problemă e și programul la sa în sala operatorie la spitalul privat, care vrea să aibă programul plin și prestabilit? Uh, cu siguranță le e mai ușor cu totul uh, știut uh -huh. și uh, programat. Pot să înțeleg și pentru o mamă. Părinții în ultimul timp au nevoia de foarte mult control. Yeah. Trebuie să știe când, cum, unde, cu cine. Nu, nu se pot și control și uh, natural. Uh -huh. Trebuie undeva să găsim un echilibru. Ok. Cezariană, cum Bun. a fost ea, dacă mama este separată mult timp, să se mulgă. Să înceapă să se mulgă. Cu pompă. Cu mână, cu pompă, nu-i trebuie nimic. Ok, Cel se mai se probabil, maternitatea nu o să o lase să folosească laptele pe care îl mulge să fie dat copilului. De ce? Nu știu. Pur și simplu. Nu a fost sterilă mama, nu a fost pompa nu știu cum, nu avem traseu pentru lapte, este foarte greu. Deși ne luptăm să avem bănci mm -hmm. de lapte și alte minuni, Chestia asta nu e permisă. Ok. Uh, sunt situații, de exemplu, mama cu diabet are, există această posibilitate să se mulgă um, înainte de a naște cu câteva zile câțiva mililitri. Pentru că, al ei, copil are risc să facă hipoglicemie, mm -hmm. să nu i fie suficient pusul la sân. Și atunci să nu fie nevoie să-l suplimenteze cu lapte praf, ci să suplimenteze cu lapte mater. Da. La noi în țară, nu poți să vii cu laptele de acasă. Cum adică să-i dăm laptele de acasă pe care nu l-am preparat noi și nu știm da, noi okay. ce-i cu el? Mm -hmm. da? deci nu există protocoale pentru așa ceva. Dar totuși, dacă, deci ai născut prin cezariană, cum ai ajuns în salon, uh, încerci să te mulci cu pompa? Da, pe pentru să... că stimulezi dur. lactația. Deci cumva corpul tău înțelege, bă, copilul ăsta trebuie să mănânce, hai să producem lapte Da. După aia, ai luat copilul, cât mai mult stat cu el, separat, cât mai puțin. Um, știu că e uh, mult mai greu după o cezariană să-l ții în brațe, să te mobilizezi, să te ridici, să-l pui în pătut, să te ocupi de el. Eu aș propune mamelor doar să încerce. Nu înseamnă că trebuie să-l țină toată noaptea. De multe ori, mai ales în maternitățile private, au acest confort de a-l da la neonatologie unde cel mai probabil va fi hrănit cu lapte praf. Eu le-aș propune să încerce să stea cu el cât mai mult. Și dacă la două dimineața, la trei dimineața, se hotărăsc că nu se descurcă, au obosit, nu mai pot, le doare, să roage neonatologia să-l preia. Și nu vor fi refuzate. A, ai da. zis că nu vrei, că ai zis că vrei să stai cu el, stai cu el. La fel, a anunțat Că nu vrei să îi se ofere lapte praf, decât dacă e absolut necesar. Pentru că dacă vine ora mesei, sunt toți hrăniți, chiar dacă nu le e foame. Da. Nici asta nu e necesar. Doar Da, okay. mai amână. Da, e complicat, pentru că laptele se face într-un anumit interval, vine proaspăt atunci, nu poți să-l ții. Adică eu înțeleg cumva și partea organizatorică, dar se pot face niște schimbări. Ideea e că, stea, că se pot face multe schimbări, pentru că, din nou, dacă ne întoarcem la beneficiile pe care le-ai menționat mai devreme, alăptarea este efectiv, cum să zic eu, ca o asigurare de sănătate. Este o intervenție terapeutică atât de importantă, încât aș pune-o adică aș pune pe aceeași scală de importanță ca și igiena într-un spital. Adică, la fel cum te asiguri ca totul să fie steril acolo sau să fie curat, dezinfectat, se pare și mai important să te asiguri că acel copil este hrănit în ritmul lui, cum poate mama și așa mai departe. Uite, eu vreau să zic două alte lucruri pe care le văd problematice din propria mea experiență: este că, ok, mulți oameni nasc în, nu știu cum este în spitalele de stat, mulți oameni nasc în spitale private unde nu ai acces ca tată. Ca tată, tu vii doar în vizită. Eu, de exemplu, când soția mea a născut, am avut acest privilegiu fiind medic. Și putând avea o legitimație de medic, puteam să fiu, cum să zic, puteam în condițiile regulamentului din spital să fiu prezent și eu acolo. Că eram prezent ca medic, nu ca aparținător. Și asta a ajutat foarte mult, pentru că am insistat pe unul la mână. Ea a născut, au adus-o la salon, era cu dureri, după operație. Eu eram cel cu gura sus să-mi aducă copilul acum. Doamne, ce-i faci? Să nu stai să-l curățăm, l-am pus la lampă. Doamne, vă rog frumos, e copilul meu, aduceți-mi-l la salon. asta este o chestie extrem de importantă, este copilul tău, nu este al maternității. Dar are un risc acum să-l are ceva, adică trebuie să-l aspir pulmonar, trebuie... A, nu, că îl mai țin aici, îl mai încălzim la lampă, îl mai vrem să-i dăm și toate. încălzește pe pielea lui că mai bine decât și pe pielea tatălui. Da, la asta ajung. Era medic, și cum să zic, eram acolo. Dar ce face o mamă când e singură? E singură în salon și o doare, și e fără tată. Adică, mi se pare absolut. Măi, adică, dacă ai posibilitatea asta, dacă ai și mama și tată la copil acolo, lasă-l să se bucure din primele ore de amândoi. Unul la mână. Deci, eram acolo să urlu: aduceți în copilul, mi l-au adus. I l-am dat la sân Danielei. L-a luat și l-a ținut. din nou l au adus, așa, am fășat, hai să-l punem la sân, vă rog. să-l dezbrăcăm, vă rog. L-am dezbrăcat, l-am pus la sân, a stat prima conexiune, chiar dacă o doare, totuși am am stat eu acolo. Mm -hmm. Era greu să fac asta fără să fiu eu acolo. după o cezariană. Pentru că asistente sunt foarte puține Corect, și exact. nu au n-ar avea posibilitatea să stea lângă o mamă, un sub durează jumătate de oră, o oră. Da, știi cum? Nici o șansă. Ce facem acum? Este o, eu aș vrea să fie sau ce fac eu, aș vrea să fie o critică constructivă. Uh, înțeleg că nu avem asta acum, dar mi se pare că lucrurile astea sunt niște asigurări de sănătate pentru viitor care în raport cu, cu în raport cu uh, investiția pe care o faci să ai o asistentă în plus, da? ai o asistentă în plus care are un salariu pe lună, o asistentă în plus poate, no. sau o două, trei. Hai că am eu o variantă mm. mai bună. Te rog. Hai să introducem consultantul în lactație certificat internațional în cor păi și sunt și suntem 115 ce eram înainte de ultima certificare, deci probabil vreo 120-30, da. dar acest număr crește, iar una dintre piedici este că nu poți să te angajezi, te angajezi ca meseria ta de bază. Eu pot să-mi exercit meseria la mine în cabinet, că uh -huh. sunt medic, dar cineva care are doar acum se permit doar studii medicale, trebuie să bifezi anumite cursuri, tu poți să fii psiholog la bază, să bifeze anumite cursuri și poți deveni consultant în lactație. Asta ar trebui să se întâmple, să se introducă meseria în cor. În felul Ce asta, în, cor? în registru meseriilor. A, deci nu e introdusă încă. Nu este. În alte țări uh -huh. este considerată meserie. este Consultantul în lactație este parte din echipa medicală. Nici consultantul în lactație nu poate să facă tot. La un moment dat are nevoie de sfatul medicului, la un da. moment dat are nevoie de asistentă, la un moment da. dat are nevoie de moașă dar știu să colaboreze pentru binele mamei. Um, introducem meseria în cor, angajăm consultanți în lactație, în maternități și ei se ocupă doar de asta alea două-trei zile pe care le petreci în maternitate și cresc șansele de reușită în alăptare. Dar ar trebui schimbate și niște proceduri care îmi dau seama că este o chestie super complicată, am discutat, inclusiv trebuie mutată secția de pe un etaj și pe altul, adică Pot să înțeleg, dar până atunci se pot face uh, pași mărunți. Și da, asta de educare al părinților, până la urmă, de metode să nu să fentezi sistemul, să, uh, fente, să păcălești organismul, să <gâng> te lupți e. pentru cerut copilul, să-l exact. ții acolo. Fienă, fie mai departe, vreau să, să, să descriu traseul. Uh. După, așa, au dus copilul, l-am pus la sân, a sub, după aia, mă rog, a plâns, haideți că îl luăm. Zic, nu, lăsați nu luați. Ce am făcut? M-am dezbrăcat eu, și am luat copilul la piele, pentru că am citit că e foarte important să-i dau microbiomul meu de la mamă, de la tată. L am ținut pur și simplu piept Perfect. la piept și l-am ținut piele la piele, stând acolo. Și așa am încălzit copilul la pielea mea, l-am ținut lângă mine, m-am conectat la el, după care l-am dat mai departe de Danielei și tot așa... Știi că și temperatura corpului tău se reglează astfel încât să fie temperatura copilului optimă, da? Nu crezi? Da. E? Wow, cât de tare! Și la mine ca tată? Da! Ce tare! Ok... Și deci am făcut toate lucrurile astea, cum să zic? Adică am insistat pentru lucruri absolut normale, fiind conștient că sunt într o poziție privilegiată acolo, fiind cumva cunoscut, oamenii știau cine sunt, adică se comportau mai atent cu mine și fiind și medic și putând fi acolo. Ori dacă Daniela năștea cu oricine altcineva, da? adică sau orice altă femeie care naște acolo, sau în orice spital privat, este singură, da? e programată la cezariană și ajunge să fie într-un spital care, da, are condiții ok, are condiții foarte bune, da. dar parcă cel mai important lucru ăla de a-ți pune copilul piele la piele, dezbrăcat și de a începe alăptarea și de a-l consulta în alăptare, Lucrul ăsta efectiv ți se ia, ți-e imposibil să-l să da, ți-l mai aduce Sau foarte ți mai pune, da, și, și, și e foarte dificil ceva ce trebuie asigurat din start. Așa este. Uh, pentru că avem această părere, ok, alăptatul este cel mai bun, dar dacă nu merge, noroc că există lapte praf. Absolut de acord, noroc că există lapte praf când nu merge dar să meargă doar la 12,4% din... Asta e rata? Uh, nu cred. La șase luni de alăptare, uh, 12, 12%. da. E oribil de puțin, nu? Este foarte puțin. Alte țări unde... Nordicii au cel mai mult, undeva peste 80-90%. Adică pe asta putem considera normal, 80-90%. Unde, atenție, la nordici <laughs> n-ai voie, deci nu există, deci nu există, e, și cred că dacă ești vedetă sau prințesă sau regină, nu poți să naști cezariană, decât dacă, decât dacă trebuie. ai indicații. Da. Repet, indicația poate să fie un profund uh, uh, disconfort al mamei de a naște, o panică, o anxietate de a naște naturală. Adică și asta poate să fie, dar el trebuie să fie pus clinic, adică diagnosticul indicația asta. Uh, deci nu, unde nu există naștere princesariană decât la indicație și unde înțeleg că lucrurile fix așa se întâmplă, adică ai o moașă sau... O, un expert în lactație care vine, ți l pune la sân și Te stă ajuta. cu tine până da. la lăptezi Și da. ajungi la o rată de 80-90%. Aici avem 12%. Aici noi nu putem să ne supărăm foarte tare. Până mm. acum, nu știu, 10-15-20 de ani, toți copiii erau stăteau la neonatologie și erau hrăniți de asistente la ore fixe. Nu ne putem aștepta la o schimbare. Sunt sigură că. Ele multă teorie știu, dar e nevoie, poate, de presiune din partea mamelor, poate de schimbări de sus în jos, ierarhice cumva. Um, uite, eu la al doilea copil, deci îl alăptasem pe primul, eram medic, eram la al doilea copil. Uh, am avut posibilitatea să-mi iau rezervă și să iau copilul cu mine în cameră. De-abia la al treilea a stat cu mine non-stop. Și. Um, venea o doamnă asistentă cu toate intențiile bune să mă ajute. Uh, mă găsea cu copilul la sân. Doamna doctor, vă aduc un lapte praf? Nu mulțumesc. Mai vin odată. Doamna doctor, vă aduc un lapte praf? Nu mulțumesc. Mai vin odată. Doamna doctor, mi se termină tura. Am înțeles că nu vreți lapte praf. Vă aduc niște glucoză? Deci, cumva, ea nu știa Că un copil poate să se hrănească suficient la sân în primele zile. Da. Considera că este absolut necesar să suplimentăm cumva. Asta ni s-a spus și nouă, să știi, adică asta știu și eu din spital. Da. Nu e așa. Uh -huh. Se poate, era și al doilea copil născut natural. La mine știam că merge alăptatul. Era... Mai, ai vreun dubiu. Da, după cezariană, după în diverse situații, uh -huh. la primul copil... Vrei să verifici. Dar verifici, nu dai laptele la praf pur și simplu pentru că e ora de masă. Eu mai învăț femeile însărcinate cu care stau de vorbă înainte de naștere, când li se aduce laptele praf, roagă asistenta, uite, suge, hai să vezi puțin cum suge, câteva minute. S-ar putea să zică, oh, ia uite ce bine înghite și atunci poate nu-i mai dau lapte prea. Mai am un mic artificiu pe care îl pot face mamele. N Nici eu, fiind acolo cu ea, s-ar putea să nu-mi dau seama dacă copilul a mâncat suficient sau nu. Dar ai câțiva indicatori. Dacă ai un copil care suge, nu te doare, poate să fie o jenă, dar să nu fie o durere intensă, da. simți că trage, parcă se aud niște înghițituri copilul e liniștit după, doarme puțin, se trezește, iar surge și o ține așa, cel mai probabil se descurcă bine la sân. Dacă ai un copil și, și atunci poți să întrebi, dacă eu are necesar lapte la praf? Mm -hmm. Deci să te gândești să-l refuzi. Dacă ești în orice altă situație decât asta... Copilul doarme la sân, copilul surge două-trei minute doar, copilul doarme foarte mult și nu surge, copilul nu pune gura pe sân, urlă într-una. Da. Orice altă situație sau din contră nu dă drumul sânului două-trei ore în șir, în situațiile astea, da, s-ar putea ceva să nu fie în regulă. Nu pot să zic eu de acasă, lasă-l fără da. uh, lapte praf. Corect. Ok, dă -i. Da dă cu o seringă, nu-i da cu biperonul, dar dă o cantitate mică, nu-i da 20, 30, 60 de mililitri în primele zile, uh -huh, pentru că ce face după? După ce ai dat 30 de mililitri de lapte, praf care se digeră mai greu în stomac, va dormi 3-4 ore buștean, ok, doarme, dar cine stimulează să nu în timpul ăsta? Deci, vezi, sunt legate și atunci, ok, dăm și lapte praf, dar îl dăm într-un anumit fel ca să nu sabotăm alăptarea. Cu trăit așa, ca să fie exact. cât de ok. La, uite, din nou, informații atât de importante și mi-aduc aminte că fix asta ni s-a și nou, era dar mai venea asistent acute, 60 deci de mililitri de lapte praf, 60 deci de mililitri de lapte praf și lucrurile în corp funcționează cu un feedback, exact ca la hormoni. De ce nu dai hormoni la culturist sau de ce e rău să dai hormon la culturist sau orice hormon dai? Pentru că un hormon pe care tu îl dai o să stimuleze glanda care secretă hormon să secrete mai puțin. La lapte e cumva asemănător. Dacă tu îi dai copilului lapte praf, da? el se obișnuiește cu el, nu mai cere la sân, nu mai stimulează sânul să facă lapte și din start cu laptele praf tu intri într-un cerc vicios care posibil Ia. să fie terminal din punct de vedere Absolut. al alăptării. Așa este. Și atunci trebuie să încurajăm cât se poate de bine acest feedback pozitiv în sensul în care el să, 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 sugă, să ceară, să plângă și mama să producă și doar să suplimentăm când chiar nu e sau când e puțin sau situațiile în care... Și să ai cerem podestit. ajutorul unui consultant în lactație cât mai repede. Uite că mi-ai ridicat mingea la fileu cu acest feedback. Cum produce mama lapte, când și cât. De multe ori aud mamele spunând am lăsat sânii să se umple ca să simt că îi dau o masă. Nu, cu cât mai des, cu atât mai bine. Pentru că laptele care se acumulează în sân trimit semnal, feedback, că nu mai e nevoie. Că nu mai e nevoie să se da. producă alt. Deci tu vrei în permanență sânii să fie cât mai goliți de lapte ca să se producă. Mult. Uh -huh. Și ăsta este protocolul de crescut lactația. A lăptat des. Uite, îmi povestea o mamă zilele trecute de copil măricel, un an și un pic, se pregăteau de înțărcat, deja sugea foarte rar și se părea că nu prea mai are lapte și s-au îmbolnăvit, amândoi, și mamă și copil. I-a dat să sugă foarte des, copilul din asta a trăit alea câteva zile, s-a și hidratat, s-a și hrănit la sân. Și la sfârșitul perioadei ăsteia de boală, s-a trezit mama care foarte mult lapte din nou, pentru că a stimulat copilul foarte des, corpul da. ei a înțeles și a început să producă. Sunt mame care înfiază copii, care n-au putut să ducă o sarcină la termen, înfiază copii și pot fi ajutate să alăpteze. Cum? Se poate face o stimulare dacă mama știe când va primi copilul. Se poate uh -huh. face o stimulare hormonală pe parcursul sarcinii ceva asemănător cu hormonii din sarcină. Iar apoi, prin stimulat des, printr-un medicament care crește lactația, se poate adică face poți ca ea să, să adapteze pornești lactația la o femeie care nu a zero. fost însărcinată de la da. zero. Ok, wow, citare. Da. Și se face, se practică, da? Uh, asta? La noi nu prea, afară, da. Uh -huh. Nu cred că e o chestie foarte comună, dar se poate. Ok. Bun, uite, vreau să te mai întreb ceva. Uh, pe vremuri când nu exista lapte praf, exista această meserie de doică. Erau femei da. care mergeau în sat și alăptau mai mulți copii, da. pentru că copiii nu aveau lapte, mamele n aveau lapte. Există astăzi așa ceva? Sau crezi că se poate face? Sau există o există variantă? bănci de lapte acolo. Okay. deci există bănci de lapte, care e de fapt doica modernă, pentru că e, deci sunt practic femei care donează lapte acolo. Da, laptele este pasteurizat și se dă în principiu, copilor cu probleme nu poate oricine să se ducă, hai vreau și eu un litru de lapte pentru azi. Asta era întrebarea. Crezi că. sau există chestia asta dacă să zic nu ai lapte ca mamă, mai, mai degrabă să prefer laptele din bănci de lapte decât lapte praf? Absolut, asta este o chestie extrem de clară, se știe foarte bine. Cel mai bun laptele este ma laptele mamei da. copilului. Al doilea cel mai bun este lapte din bancă. Matern, matern, de oriunde, okay. de preferat dintr-o bancă de lapte. Uh, și de-abia după aia vine laptele praf. Și există posibilitatea asta în România? Pot să? În România există o singură bancă de lapte în Marie Curie, în Budimex, pe secția de terapie intensivă, uh -huh. la domnul doctor Cârstoveanu. Este o bancă de lapte cu circuit închis, se poate dona lapte, mame din afara spitalului pot dona, dar ea a pornit ca uh, o uh, mamele internate acolo pe secție, care uneori stau foarte mult timp, au fost consiliate de consilieri în lactație, ajutate să pompeze, să producă mult lapte, și uh, laptele de la câteva mame era folosit pentru toți copiii secției, și cumva ei își acoperă astfel nevoile. Dar am auzit, am fost în Germania și am auzit de variante mult mai simple. Uh, o maternitate mică uh -huh. cu Câțiva uh, copii prematuri, la care mamele la fel stăteau internate mult timp, erau ajutate să pompeze și de obicei produceau mai mult decât le era necesar copilului. La externarea copilului, mama avea un frigider plin cu lapte și era, era întrebată vrei să-l iei acasă sau ești dispusă să-l lași aici pentru da. alți copii. Și de cele mai multe ori mamele lăsau că ele aveau producție și puteau să continue da. să... Um, laptele ăsta era um, verificat, asta era singura chestie puțin mai complicată. Fiecare punguță de lapte era verificată și apoi dat uh, copiilor care aveau nevoie la ei în maternitate și la fel își acopereau nevoia de lapte. Uh, uite, poate nu știe lumea chestia asta, riscul de enterocolită ulceronecrotică, o boală care poate duce la deces, la un prematur. Uh, um, Riscul tinde spre zero dacă acel copil primește lapte matern, nu lapte praf. Mm -hmm. Și atunci uite cum putem salva vieți cu lapte matern. Iar modelul ăsta de bancă de lapte, din nou, nu există lege, nu există donare de organe, există donare de sânge, dar laptele unde intră? Că nu e nici una nici alta. E și... un gol legislativ? Dar da, cumva. Azi. Și okay. atunci e foarte dificil de de organizat lucru Plus dar, consultantul în lactație care îți lipsește și ar trebui să ai așa ceva. Iar dotarea unei bănci de lapte este un aparat de pasteurizat și un frigider. În fine, zici, puțin, mai, dar, okay. puțin mai complicat am de da atât, atât, dar... <laughs> Dar există în lume modelul ăsta în care tu, ca femeie, să zic, ai un copil de, să zic, șase luni, nu, nu la lăptezi și să poți să te duci la o bancă să iei lapte matern? Uite, nu știu sigur. De exemplu, Brazilia e campioană la bănci de lapte, au 280 și uh -huh. ceva. Dar nu știu dacă poți ne fiind internată, ne fiind habar n -am. e de studiat dar chiar și dacă facem lucrul ăsta pentru cei care au cu adevărat nevoie, prematuri, copii cu diferite afecțiuni și tot ar fi un, un, câștig enorm. Uite, zilele trecute am aflat de o doamnă care a intrat în cartea recordurilor pentru că a donat o cantitate impresionantă de lapte, o mie și ceva de litri. Ea după ce, nu știu exact începutul poveștii de alăptare, dar a continuat să mulgă și să doneze și cumva Simțea bucurie făcând lucrul ăsta, sper. pentru că știa că laptele ei ajută niște bebeluși. O femeie care urmează să nască sau a născut deja, sau urmează să nască și ascultă discuția asta, e, sper să fie, să zic, mai motivată să facă tot posibilul să alăpteze. Da, dar uite ce se întâmplă pe parcurs. Să zicem că își dorește. În principiu, femeile își doresc să alăpteze. Corect, da. Foarte puține spun din start că nu vor. Se chinuie. Mai completează, mai citesc pe un forum, mai întreabă o prietenă. Și în ultimă instanță, pe la două-trei luni, când deja producția este scăzută și își dau seama că nu prea mai au soluții, apelează la un consultant în lactație. Nu funcționează așa. Cred că așa am făcut noi, nu? nu știu, uh, voi a venit pe la o lună, da. când deja lactația era scăzută mult. Este... Greu atunci. Nu e imposibil. Mm. Că îți spuneam că sunt femei care adopt, dar este foarte greu. Un copil care a fost hrănit frecvent cu lapte praf s-a obișnuit cu o frecvență, doarme, da. mama a intrat mm. în ritmul ăsta, îl vezi că e bine. Și, și chestia asta. Ce noi am crescut cu lapte praf și uite ce bine suntem. Mm -hmm. um, și um, e foarte, foarte greu de. Pus mama foarte mult la treabă în momentul ăla, și atunci. I se și așteaptă, a, am făcut o consultație, gata, trebuie să meargă. Nu, nu avem baghetă magică, noi te ghidăm, este un, un întreg proces. Suntem alături de tine, dar da, s-ar putea să fie nevoie de a doua, de a treia consultație, s-ar putea să mai fie nevoie de altă pompă, de un osteopat care să uh, facă mm. niște exerciții de limbuță, care limbuța a învățat să sugă din biberon, nu de la sân. Da. Sunt multe lucruri, deci nu e ușor. Drept care, dacă e vreo mamă care își dorește să alăpteze cât mai repede, să apeleze la consultantul lactației chiar să-i confirme că e ok ce face. E, e Aha. foarte important. Okay. Pentru că nu mai avem în jurul nostru femei care alăptează. De multe ori, copilul pe care îl ținem în brațe, e, uh, al nostru e primul copil pe care îl ținem în brațe. Și, da, s-a schimbat alimentația noastră, s-a schimbat modul în care funcționăm. Sunt multe lucruri care pot merge prost, dar putem să încercăm și mai e o chestie esențială. Nu este... Uh, normal că ne luptăm pentru alăptatul ăla perfect și minunat, dar și dacă prindem jumate din producție necesară, copilul să fie hrănit jumătate, jumătate, noi învățăm mama să-și întrețină acea producție de lapte și să continue așa. Și la diversificare va suplini uh, cu alimente solide și va putea înlocui Laptele praf cu solide și rămâne cu alăptat și cu solide și poate să alăpteze mult și bine. Orice cantitate de lapte matern e un câștig. Am avut o mamă pe care am admirat-o foarte mult. Avea într-adevăr țesut mamar insuficient. Asta este printre cauzele de lactație insuficientă. Extrem de rară, dar există. Mulgea de 4-5 ori pe zi ca să producă vreo 70-80 de mililitri în total și a făcut asta până pe la 7-8 luni. La un moment dat i-am spus eu e ok să te oprești, mm -hmm. ai făcut foarte mult, dacă ți-e greu, e ok să te oprești. A, nu, mi-e greu, îmi face plăcere, mă umple de bucurie faptul că pot să fac asta pentru copilul meu. Da, a fost o lecție și pentru mine de câtă dedicare și câtă... Uh, Dragoste punea în, probabil în fiecare picătură. Dar da, ni se pun bețe în roată, uh, informația asta din jur și uh, publicitatea asta agresivă a formulelor de lapte și faptul că da, și noi s-ar putea să fim uh, o generație hrănită cu lapte praf. și uite că suntem binișor. Dar uh, și nici nu există toate informațiile astea despre... Beneficii pe termen lung. Gândește-te că eu acum 12-13 ani, când am făcut cursul, am învățat doar o mică parte din ce știu acum despre alăptare, nu pentru că, pentru că nu exista toată informația asta. Sau, în fine, exista așa o, o, o idee că poate ar contribui și la asta cu abnea de somn, de exemplu. Da. Deci, și în domeniul um, alăptării. Sunt din ce în ce mai multe studii legate de microbiom și cât de important mm -hmm. este flora bună da. pornită datorită alăptării. Și cum? O văd, ca să rezumăm ce am vorbit până acum, alăptarea e ca și cum mai sta într-un castel. Da? Stai într-un castel superb. Pe vremuri când nu exista formulă, dacă nu ajungeai în castel, murai pe stradă, murai în pădure. <coughs> Faptul că s-a inventat formula este, o, cum zic o descoperire medicală uh, colosală. Absolut. Pentru că dacă nu mai ai, dacă nu poți să stai în castel, nu mai mori în pădure, ai undeva o garsonieră mică pricăjită în demisol, știi? Adică nu mori, stai da, în da, stai da, în da. garsonieră și da, noi mulți dintre noi suntem crescuți la garsonieră, adică nu da. poți să zici că dacă stai la garsonieră, am... asta este. Dar din nou, dacă ai de ales și e foarte important ce ai mai devreme, că alegerea asta se face poate înainte de naștere, se face imediat după ce ai născut cu un consilier de alăptare. Cred că sunt femei care își dau drumul la lapte imediat și e totul natural da. și n-au nicio, nicio nevoie de un consilier. Dar cred că sunt foarte multe femei care au nevoie de consilier fix atunci atunci încearcă să te muți la castel cât se poate de repede. Da. Altfel, da, există, există garsoniera de la Demisol care salvează viața și care e ok. Știi? din punctul ăsta de vedere. Îți ziceam de părinți și mai ales mame care simt nevoia de control. Alăptatul da. nu la alăptat nu ai control, sau cel puțin Aha. în prima fază simți că nu ai control. Tu vrei să știi că a băut cât scrie pe cutia de lapte praf? Zic, dar de ce trebuie să bea cât scrie pe cutia de lapte praf? Aia e o aproximare generală. Da, Copilul de o lună poate să aibă de la 3 kg la 5-6 uh -huh. kg. Cum poate să mănânce ăștia doi la fel? Deci da. Controlul ăsta ne uh, stresează și ne împinge spre cifre exacte să vedem noi cât a băut. Uh -huh. uh, din nou, trebuie să poți să vezi în ansamblu ca să fii confortabil cu alăptatul. Deci, da, ne pune multe bețe în roată și e greu și văd mame care fac tot ce le zic și tot nu merge. și Probabil că sunt inflamații în corp, dereglări hormonale, o grămadă de alte lucruri pe care încă nu le uh -huh. stăpânim foarte bine și care pot influența. Deci mai avem de lucru, dar da, pornit din start, hotărât și făcând mici pași. Dar e greu să te lupți cu sistemul că nu toți poți. Se pot duce într-o maternitate să bată cu piciorul un podea să zică adum copilul acum. Da, ce puțin putem să conștientizăm lucrurile astea și să le cerem. Și să. Cred că femeile, dacă o să ceară din ce în ce mai mult acest lucru, cumva sistemul se va adopta în direcția aia. Da. Zim -te rog, totuși, dacă o femeie nu a hrănit sau nu a reușit să alăpteze și alege o formulă, la ce trebuie să fie atentă? Sau când dă o formulă la copil, există niște reguli pe care, de care trebuie să țină cont? În principiu nu este alegerea părintelui formula, sunt atâtea pe piață că e, ar fi foarte complicat. De obicei, medicul de familie sau pediatru îi recomandă o anumită formulă. Poate să citească puțin compoziția, să vadă dacă e de acord cu ce e acolo, poate să vadă ce probiotice, ce alte adaptări are formula respectivă. Formulele și formulele de lapte praf se îmbunătățesc mm -hmm. pe măsură ce trece timpul. Dar. Cel mai important este, de fapt, cum tolerează copilul acea formulă. Adică poate să fie o formulă absolut minunată și copilul să pregurgiteze să-l doară vârta, să aibă niște scaune modificate. Și atunci schimbi și încerci altceva ce merge bine. Ok. Dar e ceva de care trebuie să ții cont? Ceva ce oamenii spate nu știu sau greșesc când îi dai formulă, o dai la... Pentru că da, într-adevăr, ai pe spate acea recomandare de cantitate uh, la câte luni, adică câte cupe pui și La cu... greutate, da. probabil, da. Și uh, e ceva de care trebuie să ținem cont? să zic. Eu sunt pentru hrănit cu lapte praf la cerere. La cerere? Mm -hmm. Stai pentru să mă aduc că... aminte cum am făcut noi. Noi am, nu, noi am hrănit cam pe la... Dar și cerut, adică navani cerea la ore, la care la exact. să Exact, se reglează, pentru mm -hmm. că compoziția laptelui de la sân poate să varieze foarte mult de la un moment la altul. Compoziția laptelui praf e aceeași mereu. Drept care un copil care mănâncă oarecum aceeași cantitate, normal că își va regla și intervalele de somn cât de cât. Dar da, nu vreau să ne uităm așa, doar să vedem indicația pediatrului sau a cutiei de lapte praf, ci să ne uităm la copil. Atenție însă aici, pentru că nu orice plâns înseamnă foame, tindem să supraalimentăm copiii. Aici trebuie să înveți să te uiți la copil în ansamblu. Ea bine în greutate, uh, urinează, are scaune suficiente. Uh, cel mai probabil mănâncă suficient, dar nu înseamnă că la fiecare scârț îi mai ofer niște lapte praf. Știu că am mâncat recent, hai să vedem ce altceva ar putea să aibă nevoie, rezolv problema aia și atunci nu-i mai trebuie lapte praf. Dar și asta este mai greu decât să primesc niște indicații dintre 3 în 3 îi dau atât, da. a, n-ai mâncat atât, stai că te conving eu să mai mănânci atât. Noi toți vrem soluții simple, clare, rapide. Dar nu suntem toți la fel, nu au cum hmm. să funcționeze astea bine. Adică, riscul cel mai mare este de supraalimentare uh, și de nerespectat nevoia copilului. Copilul ăla nu va mai ști când e foame, când e sătul, nu va fi în contact cu senzațiile astea ale lui. Și cum facem? Așteptăm să plângă de foame și sau să dea semne că să e de foame? Să dea semne okay. de foame, îi oferim și lăsăm să mănânce cât vrea. Dacă e un copil sănătos, bineînțeles că dacă e o problemă de sănătate, nu ne mai bazăm pe instinctele lui. Dar dacă este un copil sănătos, ne putem baza pe asta. S-ar putea să ceară peste jumătate de oră încă niște lapte. Poate bea puțin acum și vrea peste jumătate de oră mult mai mult. Poate era doar sete. Ne adaptăm pe parcurs, dar suntem cu ochii la copil, nu cu ochii în aplicație. Mor cu aplicațiile alea de hrănire, de am avut o mamă care a lăpta și zic, erau ceva probleme, zic, ok, hai să pui copilul la sân să văd cum surge. Și s-a gândit, s-a gândit, zice, nu știu, la ce sân îl pun? Zic, nu știu, dincolo de cât l-ai pus ultima oară. Și a trebuit să-și scoată aplicația. Toate chestiile astea ne deconectează de noi și de corpul nostru. Ok, Pot fi de ajutor din când în când, mă, dar trebuie să simți tu care e să nu mai plin, să, să înveți să identifici asta la tine. Nu. Au, Leo, unde-mi e telefonul? Uh, am devenit toți atât de uh, digitalizați mm -hmm. că ne pierdem pe noi. Nu e o problemă. Nu e nimic să se uite în aplicație, dar imaginea de ansamblu este că noi nu mai suntem atenți la corpul nostru. Nu mai suntem atenți când e foame copilului. Ne uităm în aplicație că trebuie să mănânce. Mi-a sunat aplicația să-l culc. Păi stai că e vesel și bine, mersi, de ce să-l culc? Ok, poate să ne ghideze. Da. Dar copilul dictează lucrurile astea. Corpul nostru dictează lucrurile astea. Deci să folosim aplicația doar așa. A -a -s -s Orientativ, Orientativ sau la început, așa să câteva fi, zile. Să fim atenți dacă aplicația ne deconectează de la feeling-ul nostru, pentru că, într-adevăr, și tot ce ai zis mai devreme, de fapt, la asta se, se rezumă. Să, să nu mai fie atât de actiat după programe scrise pe cutii date de doctor sau whatever pe care le citești, ci să te lași tu conectat. O să simți probabil când copilul e foame, o să simți când nu mai vrea să mănânce, o să simți dacă e timpul să se culce sau nu. Să ai uh. puțin încredere în, și în copil, și în corpul tău, că știu ce au de făcut. Adică, pe bune, am funcționat așa sute de mii de ani. De ce brusc acum nu și mai avem putem? Se, avem instrumente, adică, mi se, adică avem în mod cert instrumente și instincte care se activează în momentul în care copilul se naște, de care tu habar n-ai. Adică, exact. eu mi-aduc aminte că la fiecare copil, prima întrebare, cea mai mare întrebare care îmi venea în minte era... Uei, se naște Copilul ăsta și-l duce acasă, ce faci cu el? Că nu știi cum să-l faci cu el. Dar în momentul în care îl iei în brațe și ajungi cu el la casă, băi, fac mâinile singure ce au de făcut știi Ei, deja dat. cum să-l ții, cum să-l schimbi. Adică, da, ai învățat cum să-i pui pamperul, ai pus pamperul, dar l-ai dus, l-ai întors, l-ai spălat, l-ai pus, l-ai dat biberon, Adică, pleacă mâinile singure și nu e că înveți asta la facultate, că nu te învață nimeni asta la facultate efectiv avem instincte să facem lucrurile Absolut. astea și e important să le păstrăm și da, aplicația poate să te ghideze, să-ți dea informații în plus. De <laughs> exemplu, eu știu la ce noi am folosit o aplicație chiar până acum, care ți arată, uh, cred că sunt multe aplicații, dar uite o să caut și trebuie să reținem să o pun jos în descriere e o aplicație în care spui ziua uh, uh, concepției, practic da. și îți anunță, te anunță când sunt acele lipuri ale copilului dacă poți să ne zici după aceea ce sale lipurile, dar, că, adică, sigur o să explici mai bine decât mine, dar, în principiu, în acele lipuri, copilul, ă, noi asta vedem că copilul are niște schimbări de dispoziție, poți poate schimbă, să nu doarmă exact. și așa. Măi, și la noi, lipurile s-au nimerit efectiv în ziua respectivă. Auzi, da, ia zim. Știai de ele de dinainte să se întâmple? Nu, ne uităm okay, în aplicație. Asta e important. Deci, ce făceam noi era așa, ne trăiam viața liniștiți, și în momentul în care într-o noapte copilul nu doarme și trebuie să-l plimb patru uh, uh, ore din opt cât a dormit, dimineața ne gândim, ok, oare ce e în ea? Hai zice? să ne uităm în aplicație. A, păi e ziua de lip. Și fix se confirmau o zilele alea de lip. Așa, da. Dar am și părinți care anticipează aceste perioade că dificile. Poate să inducă, nu? Eu cred că da. Și oricum îi stresează numai apropierea. Stai mă că devenit oricum vine. Lasă așa, vezi tu atunci. La fel și părinții care mă întreabă, ă, da, ce fac în caz de colegi? Păi nu știu, are colegi? Păi nu are. Păi atunci de ce ne bate în capul? A, suntem anxioși, toți suntem anxioși și auzim din jur o grămadă de povești de groază și vrem să fim pregătiți pentru orice, dar cumva da conectatul ăsta cu copilul, te duce în altă lume unde nu mai există ceas, nu mai există program, nu mai și trebuie să te lași acolo. Că altfel nu funcționează. Este foarte greu să am încercat cu primul. La primul am făcut toate greșelile din lume. Am încercat să-l bag pe el în programul meu, ca așa știam eu, că el trebuie să mănânce la două ore, la trei ore. Și ăsta plângea la două ore jumate și urla. Da. Bineînțeles că am cedat, dar mă simțeam vinovată. Aoleu, în cartea mea scrie că la trei ore. Adică, cumva, toate chestiile astea exacte ne scad încrederea în noi și nu mai suntem atenți la instincte. Uite, apropo de instincte, țineam pe vremuri curs de puericultură cu viitor părinți, cu grupuri mari. Și aveam un, un manechin și îl dădeam mamelor să-l pună, să-l țină ca și când L-ar pune la sân Vreo 80% Puneau pe partea stângă uh -huh. Întrebam la începutul cursului Fără legătură cu experimentul ăsta da. Cine-i stângaci și cine-i dreptaci da. Și nu avea nicio importanță Nu ține de stânga de dreapta Eu stângace și tot pe stânga Tind să pun copilul la sân Mai frecvent de ce? Pentru că acolo se liniștește mai repede, pentru că aude bătăile inimii pe care le-a auzit în burtă asta în e o luni de zile. mi da. mai simplu, e, de exemplu, când o plimb și acum în seara uneori o plimb ca să doarmă sau, mă rog, noaptea când se trezește și tot pe stânga o, o țin. Ok, e cumva, mai cumva. cumva asta e tot un instinct Aha. că bebelușul se liniștește mai repede pe partea aia. Fără citare, să corecte. conteze, există no. teoria și că ai mâna dreaptă, mâna dominantă la majoritatea da, liberă. Da. Dar eu nu este mâna dominantă, liberă, ci tot pe partea aia îl ținea. Bineînțeles că există și excepții, dar avem aceste instincte, trebuie Citar. doar să ni le ascultăm și să ni le. Mă întreabă mulți părinți, da? Uh, când să-l înțarg, dar când să-l las să plângă, dacă zic, mă, nu vă mai agățați de toată știința asta, care e minunată, dar trebuie să știm cum să o folosim. Zic, căutați în sufletul vostru acolo, ce simțiți voi despre a lăsa copilul să plângă noaptea ca să învețe să doarmă, despre a-l înțărca. Eu când povestesc de înțărcat că s-ar putea să plângă, îmi cere mama sfaturi de înțărcat, când văd lacrimi în ochii, mamei zic ok, cred că nu ești încă pregătită. Și dacă nu ești pregătită, nu va funcționa. Deci, ce e în noi și cum simțim noi, toată lumea îmi zice nu-l mai ține atât în brațe. Mă, dacă tu simți să-l ții în brațe, ține-l în brațe. Corect, de acord. De acord. Deci, Așa. trebuie să fim în contact cu instinctele astea. Uite, eu de-aia cred că sunt pricepută la vorbit despre lucrurile astea. Sunt persoane care sunt în contact cu aceste instincte din start. Sunt persoane care sunt complet paralele, cum eram eu la început. Mm. Dar cu cei trei copii, am ajuns la al treilea să funcționez doar cu instinctele și a fost fenomenal. Mi-a luat trei copii să învăț lucrurile astea, pentru că eram sunt o fire extrem de rațională și de calculată și de anxioasă care vrea totul exact. Dar am văzut ce le priește și am început să înțeleg că, bă, stai că pare și asta un cuvânt de spus, cât o fi el de mic și de nepriceput. De fapt, el știe cel mai bine și când e foame și când e som și când e tot. Știe să-mi spună, eu trebuie doar să învăț să ascult. Avem instinctele astea, trebuie să ne deconectăm un pic de la tot ce ne spun aplicațiile, și toate listele pe care le avem Și să încercăm să le simțim De multe ori inst uh, instinctul o să ne ducă Pe calea corectă Nu avem pe care cum să ne... greșim cu instinctul mm. Nu avem cum să greșim cu instinctul Ne prindem că e ceva în Neregulă Cerem ajutor Cu instinctul puțin probabil De aia totdeauna o mamă știe mai bine de starea copilului decât un medic. Vine la și zice ceva e în neregulă. Da, Nu-mi dau da, 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 seama da, da, ce. Așa îl da. consult, îmi pare perfect, nu, ceva e în neregulă. Aha. Și îl iei pe asta la puricat. Dacă știi că mama nu e cea mai anxioasă Aha. din lume și știi că e o persoană rațională, ancorată în realitate, ceea ce nu știi totdeauna. Da. Dar, da, trebuie să verifici că mama știe totdeauna mai multe decât tine. Tu îl vezi jumătate de oră și s-ar să pară ok. Dar ea stă tot timpul cu el și a văzut niște schimbări. Zi într legat de înțărcat, la ce vârstă se recomandă înțărcarea sau din nou e ceva ce simți? Nu e nicio recomandare. Organizația Mondială a Sănătății zice exclusiv șase luni, de bază un an, a lăptat până la doi ani și peste. Copilul se înțarcă singur la un moment dat. E ok să-l alăptezi la patru ani? Este ok să-l alăptezi la patru da, ani. Da, adică inclusiv îmi dau seama că e posibil să fie o prejudecată. Da, toți le aveam. Și am, eu am, Adică, cumva, la un moment dat, când văd, nu știu, un băiețel de... Și nu știu de ce mă gândesc la băiețel. Am gândit că e băiețel, e... Și uh, zi, vrea țâții, dar cum zic, băiețel la patru ani deja merge ca lumea, vorbește, raționează, zice, și vreo zice vreo țăță, da. Dăm țâță că mi-e foame și se pune și mănâncă. Eu, sincer, am o prejudecată care știu că nu e ok. Cum să nu mai am prejudecat asta? Um, am avut-o și eu, da. la, înainte de a avea copii. Um, la primul copil ți-am zis că l-am încercat repede, la al doilea mi-am propus să alăptez un an. Da. Am alăptat 2 ani și 9 luni pentru că la un an era adorabilă că îmi vroia să sugă. Era imposibil de înțărcat, în fine, nu imposibil, dar foarte greu de înțărcat, că i se lumina fața când știa că urmează să sugă. Uh -huh. um, Fimea nu era, era destul de mânca destul de puțin, era ok cu greutatea, dar la un moment dat mânca o chestie cu mare poftă, ceva făcut de mama. Și o întreabă mama. E bun? Da. Mai bun decât laptele lui mama? Nu. Cum? Cum mm -hmm. să înțar când pentru ea era cea mai plăcută, cea mai frumoasă chestie posibilă. Bineînțeles, e mama nedormită, terminată, obosită, începe ah. serviciu, ok. Dar să fie decizia lor împreună. Al treilea, asupra până la 3 ani și 8 luni, s-a înțărcat singur. Okay. Sugea, ultimele luni, sugeau odată la două săptămâni, timp de 3 secunde. Uh -huh. Îl întrebam tu mai înghiți, eu știind clar că el a luat fix două înghițituri. Da, zi <laughs> vine lapte? Da! Era confort. Era conectare cu mine, mergea la grădiniță, când îl luam de la grădiniță, pentru el secundele alea erau bune. Sau veneam acasă, mai surgea noaptea din când, nu, noaptea să se înțărcase seara, la culcare, da. dimineața, scurt, puțin, de multe ori doar în casă știa că nu mai uh -huh. îi dau pe afară și n-avea nevoie. Deci uite, am trecut de la reguli stricte, uh -huh. știute de pediatri la instinctiv totul și na, din toate am avut de învățat. Dar aceasta treia experiență a fost fenomenală, care a fost o naștere naturală, neindusă, fără epidurală, cu pus copilul pe piept, cu pus copilul la sân și Stare. cu tot, aproape tot pachetul. N-am avut o oră magică, a fost, nu uh -huh. știu, un sfert de oră. Uh -huh. Ce uh, e magică? Ora magică este... Prima oră, imediat după o naștere, de obicei naturală. Da. Când copilul ar trebui pus pe piept. Instinctiv, mama care naște pe câmp, ce face da. cu copilul? Iar Ia și îl pune da. pe piept. Durează puțin până se elimină și placenta. Da. Dacă pui bebelușul pe piept, un bebeluș născut dintr-o naștere naturală, la termen, sănătos, fără intervenții medicale prea multe, stă puțin acolo după care începe și se împinge singur în coate și în genunchi, spre sân, uh -huh. se duce la sân, se atașează la sân și începe să sugă. Dacă intervii, pui mâna pe el, îl împinge așa, ai oprit procesul. Uh -huh. Deci trebuie lăsat în ritmul lui. Și nu mai știu, uite, știam procentul. În principiu, 80% din copiii lăsați să facă lucrul ăsta dacă sunt din naștere naturală nemedicalizată. Uh -huh. Vor face lucrul ăsta. tare? Tot instincte. Că nu l-a învățat nimeni, nu-l ghidează nimeni. De ce se colorează mai tare areola în timpul sarcinii? Ca să o vadă copilul ăsta care nu vede Cetare. culori, wow. vede uh, diferență de luminozitate. Da. Areola închisă pe -o piele deschisă o să vară. Citare. Cred că e atât de sănătos pentru copii să fie primul lucru pe care îl face când iese în lumea asta nebună și în mediul ăsta complet diferit de unde a fost, să aibă acea oră magică în care să sugă, nu? Și în care se aude bătăile mamei Aude da. uh, respirația mamei Simte pieptul care se mișcă În același ritm mm -hmm. ca în, vurtă. Uh, pe, uh, în jurul areolei Sunt niște glande care secretă o substanță Cu miros asemănător cu lichidul amniotic Pe care îl simte Pe mânuțe Și atunci se duce și după miros acolo <laughs> Cine Gândește niște lucruri Atât de complexe ei, uite, doar natura poate să facă chestia asta și ne prezim noi că suntem mai deștepți decât natura și, și invertăm într cezariene și lapte praf. Da, sunt salvatoare. Sunt, da, că... dar nu folosite la modul la care sunt folosite acum. Dar așa a funcționat uh, umanitatea totdeauna. Ne dăm seama de o chestie, uite, când s-a descoperit laptele praf, a fost o perioadă ce coincidea cu emanciparea femeilor, mm -hmm. femeile în fine, la noi în țară erau trimise la serviciu oricum la trei luni, dar femeile vroiau să fie libere și au profitat de existența acestui lapte praf. El era marketat ca mai bun decât alăptatul. După aia, făcând abuz de ceva, ne prindem. Stai mă, că nu e chiar așa. Na? la fel și cezariana. Pa, minunată, ia uite ce bine. Da? Stai, că nu e chiar așa. Asta nu e, știința. Așa. Învățăm, da? da? Corect, Ideea e să învățăm puțin mai repede, că, că, uite, ne pierdem. Deja le știm, trebuie să le aplicăm. Exact. Uite cum e cu antibioticele, nu? Că s-au invitat de biotici s-au salvat vieții, e o minune a medicinei, dar... Ui, stai așa, nu... dacă am e la febră, răceală... Am puțină febră, și mie un antibiotic. Da, exact, nu e chiar așa, îți face rău. Da. Bun, ok, păi am învățat Țat, uh, și am înțeles ce înseamnă alăptarea de fapt și cum ar trebui făcut și faptul că ar trebui să ne întoarcem la bază și nu ai cum să înlocuiești această naștere naturală, ținut copilul la piept, ora magică. Adică așa trebuie să se întâmple, orice incubator ai inventa și orice formule de lapte praf, ele pot salva vieți care altfel n-ar avea nicio șansă, Absolut. dar ele nu sunt înlocuitori pentru aceste lucruri magice. Pentru un... mama și copilul sănătoși. Da, sănătoși. Corect. Da. Uh, te rog, uh, ce facem la șase luni? Pentru că la șase luni, ok, indiferent dacă îi dăm formulă sau dacă îl alăptăm, la șase luni se recomandă diversificarea. Uh -huh. E ok să facem un pic mai devreme? Nu, sunt... nu se. A fost o perioadă când cei hrăniți cu lapte praf erau sfătuit să înceapă diversificarea 4. mai pe la patru. Nu, da. nu mai este această recomandare. Încercăm să scăpăm și de ea. În jurul vârstei de 6 luni trebuie începută diversificarea pentru că nu laptele matern sau, în fine, formula nu se schimbă, nu devine apă ci nevoile copilului cresc. Uh -huh. Apar niște nevoi. Care da. nu sunt satisfăcute de laptele matern, prima dintre ele și cea mai importantă, nevoia de fier. Drept care, în jurul vârstei de șase luni, când copilul stă cât de cât în funduleț cu sprijin minim și e interesat de mâncare, pot să încep să-i dau de mâncare. Și îi dau de mâncare, important este să-i dau chestii nutritive, uh -huh. hrănitoare, line de nutrienți, Ce adică? pe cât posibil. Trebuie să-l trec prin toate grupele alimentare și repejor. El este și într-o fereastră imunologică când riscul de a dezvolta alergii este mai mic, Trept care vreau să-i dau cel târziu până într-un an cam toți alergenii, inclusiv nuci, alune, pește, fructe de mare, soia, de toate. Oh. O Absolut. O, chiar de la început. Trept care. Eu am un curs de diversificare Unde am încercat să structurez cât mai mult informația Apropo de chestii simple Mi-ar fi super simplu să am un A4 printat în prima zi aia În prima, a doua zi aia. Nu funcționează așa Am un curs amplu în care îi dau mamei ghidajul Ca ea să hotărască ce e mai bine pentru copilul ei Dar recomandarea mea generală este să începem în jurul prânzului Cu câteva legume introducem carnea repejor după și adăugăm și uh, puțin unt sau ulei și avem o masă completă, super uh, nutritivă uh, și uh, de ajutor din toate punctele de vedere. După aia fructe lactate, nuci alune, uh, le introducem și pe ele, repejor, una, a doua, a treia masă, în ritmul copilului, în ritmul mamei. O mamă care e la al treilea copil, acel copil sigur va mânca mult mai repede mai multe mese. Dacă ești la primul copil și ai o grămadă de stresuri de cum prepari, cum cumperi, cum organizezi totul, probabil că a doua, a treia masă le vei introduce ceva mai târziu. Deci ne adaptăm la mamă și la copil. Ne adaptăm la copil. E un copil care nu a luat grozav în greutate. E un copil care are reflux. Mă adaptez și dau alimentația în uh -huh. felul ăsta. Se constipă, schimb alimentația, mai retrag din solide fac chestii în funcție de copil, nu în funcție de o listă standard care ar trebui să se aplice tuturor copiilor, că nu există așa ceva. Știi că există două modalități în mare de a-l hrăni când încep diversificarea? Este ceva care se cheamă Baby Let Win. Da, nu? Winning, da. Winning, mm -hmm. în care tu îi pui în față mâncarea și el mănâncă singur, nu? Bucăți, Bucăți. da. Bucăți. Și modalitatea clasică în care îi, dai, îi pasezi mâncarea, îi dai cu lingurița. Așa le numim, dar eu te întreb pe tine. Da. Care e mai clasică, de fapt? Dacă ne gândim noi așa în istoria omenirii. Care crezi că a fost folosită mai mult? Mai sincer, nu cred că aveam blendere în pădure, nu? Exact. Da. Da? Se mai. De, atât de greu, adică. Se mai uh, făcea o chestie, mama îi mesteca mâncarea. Era ah, singurul corect, mod da. în care îi puteai okay. pasa. Corect. Dar sunt absolut convinsă că bebelușul ăla care dormea în peșteră și care stătea în un stop la mama să îmbrațe, la un moment dat, când mama mânca, să înfigea în ce mânca mama și băga în gură. Da. Pentru că asta fac și copiii noștri. Doar uh -huh. că noi zicem, nu, 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 nu stai, stai că n-ai șase luni, stai că nu ești în scaun de masă. Chestii, bă, un oarecare cadru trebuie să-l avem, dar să nu ignorăm semnalele astea, că da. sunt, sunt important. Um, deci, da, autodiversificarea, eu cred că a existat de când lumea a prins, având de când a apărut cartea Baby Led Winning, care înseamnă că uh, un copil sănătos, dezvoltat normal, în jurul vârstei de șase luni, este pregătit să mănânce bucăți. Bucăți de alimente noi, bucăți mari, fără chestii rotunde. Nu poți să-i dau ceva gen cremvuști, că e risc de neca. Uh -huh. Rupt o bucată cu gingiile și se poate neca. Nu-i dau boabe de strugure, nu-i dau măsline. Da. Copilul și ia de pe masă. Pe de-o parte, relația lui cu mâncarea are șanse să fie mult mai bună pentru că este o joacă, e o chestie distractivă să descoperi, să le vezi cum se storcoșesc în mână, cum unele sunt mai zemoase, unele sunt mai puțin zemoase. își um, respectă nevoile. Mănâncă la început de curiozitate, el nu știe că mănâncă. El știe că bagă niște chestii în gură, dar pe parcurs se prinde că asta că că astea, îmi dau niște senzații în corp și nu mai am nevoie de lapte imediat mm -hmm. după. Um, și acești copii sunt mult mai dispuși să testeze alimente noi și să aibă pe tot parcursul vieții o relație bună cu mâncarea. Plus, ei se dezvoltă uh, psihic și motor puțin mai bine prin această activitate. Coordonează mai bine uh, mână-gură, uh, mișcarea yeah. mână-gură. Învață să bea din pahar. Uite, un pahar. Deschis, normal, nu trebuie să treacă prin etapa de biberon. La început, bineînțeles că vor turna pe ei, că nu au mișcarea fină, nu o pot controla bine. Poți o să verse de 20 de ore, 30 de ori, o să nimerească mm -hmm. ceva mai bine. Din nou, nu există o vârstă când copilul va ști să mestece, va ști să bea din pahar. Trebuie să-i dăm ocazia să exerseze, iar el e dispus să exerseze în jurul vârstei de șase luni. Ce se mai întâmplă la șase luni? Punctul de gag la care. Um, Asta mi se pare foarte interesant. Uh, la care copilul e deranjat de o bucată mai mare și o scoipă. Uh -huh. uh, la șase luni este mai în față pe limbă decât la zece luni, un an, un an jumate, când e mult mai în spate pe limbă, adică mult mai aproape de căile respiratorii. Ceea ce înseamnă că dacă mi-e frică să-i dau bucăți, la șase luni, o să amân, o să-i tot dau piureuri și o să amân până la, să zicem, un an. Este mai mare riscul atunci. Copilul tot trebuie să învețe să gestioneze bucata aia, dar uh, îl punem cumva într-un pericol puțin mai mare pentru că alimentul, bucata mare, se duce mai aproape de căile respiratorii, crescând riscul de. În nec. Deci riscul de anec e mai, mai mic ma la șase luni. Exact și e mai mare pe măsură ce avansează Pentru în vârstă. Pentru că punctul ăsta sensibil care îi declanșează reflexul de a vărsa, da. e mai aproape pe limbă la șase luni și el se depărtează mai cu... departe de căile respiratorii da, care că de fapt parte, asta okay, ne mai interesează. De parte, da, de căile respiratorii. Ok. Deci, dacă. Adică e bine să-i dăm bucăți, dar ce bucăți? Știu că există tot felul de site-uri în care îți arată cam cum trebuie să tai exact. fructe, legume, exact. în funcție de vârstă. Trebuie să fie mai mare decât pumnul lui ca să mm -hmm. iasă din pumn. Mm -hmm. El nu știe să dea drumul voluntar, el va molfăi ce iese da. din pumn. Uh, moi, să le strivească între limba și palat, nu-i trebuie dinți. Dacă așteptăm să apară măselele, pe păi măselele apar la 2 ani. De ce să așteptăm să mesteci o chestie moale cu măselele? Nu. Îi dau mai devreme, le strivește, învață să le plimbe în gură. Sunt niște modificări care se întâmplă în jurul vârstei de șase luni. În fine, ele se întâmplă continuu, dar le devin semnificative la șase luni. De exemplu, toți bebelușii au niște obrăjori de ăștia proeminențe, așa, cu multă grăsime. Rolul acestei grăsimi este să stabilizeze limba pe mijlocul cavității bucale, că acolo îi trebuie să stea pentru înghițit, pentru supt. Pe măsură ce înaintează în vârstă, pe la șase luni, se observă că acest strat s-a îngustat. Nu mai are obrajorii așa simpatici, tocmai pentru că obrajii vor face loc limbii să se miște în lateral, așa. să plimbe mâncarea, să formeze bolul alimentar și să înghită. Mandibula vine mai în față, în fine, se întâmplă multe lucruri care îl pregătesc să mănânce. Riscul de neche cam același și la piureuri și la bucăți, se neacă și cu piureuri. Doar că piureul nu poate să blocheze calea respiratorii. Dar în principiu, dacă respectăm câteva reguli, copilul este atent la ce face, e în bune. Nu mă scălâmbă la el la masă doar ca să mai înghită p p o bucățică de mâncare. Nu-i pun tableta care să-l să facă pe el atent la desene și nu atent la ce face el cu mâncarea. Uh, nu las frații mai mari să... Asta am pățit-o pe pielea mea. Uh -huh. Contrar sfaturilor, frații erau călare pe el. Nu, să nu cumva să te atingi de dovlecel. Dacă mănânci dovlecel, nu mai ești fratul, fratele nostru. Um, da. Ideea ar fi ca el să fie atent la ce face. Dacă da. e atent la ce face, riscul să se nece și dacă eu respect condițiile de pregătit al bucăților, riscul să se nece este foarte mic. Da, sfătuiesc și am și în cursul de diversificare toți părinții să știe manevre de dezobstrucție de căi respiratorii, um, dar în principiu făcând totul corect, riscurile sunt mici. Um, piureurile în schimb. Ok, ne e frică, poate nu simțim că e copilul pregătit, este ok să începem cu piureuri. Dar tendința la piure care e? Să numărăm lingurițe. Să mai dăm încă una pentru bunica, încă una pentru bunic, încă una pentru cățel, deși copilul ne-a dat clar semne că nu mai vrea. Da. Să nu -l lăsăm să se murdărească Să nu-l lăsăm să pună mâna în piure Lasă-l să pună mâna în piure Lasă-l să și-l toarne în cap Dă-i o Nu pentru că suntem obsedați de curățenie Și efectiv era peste tot Nu și poți, că ești obsedat la, de curățenie da, lume. Da. Te tratezi tu Că altfel n-ai nicio șansă Da, un copil Trebuie să se murdărească da. Este ok Acum o lăsăm, de bine, Eu deja suntem la un an și cinci luni și îi dăm farfuria în față și na, să lăsăm, ne-am relaxat deja și fie îi dăm, nu știu, îi dăm cu lingurița, bucățile mari le ia ea, bagă mâna în iaurt, se dă cu cremă pe față, se bucură. Exact. Adică am reușit să trecem de... Uite că eu am învățat de la fiecare copil, la al treilea ziceam ce poate să mă, mai învețe acest copil citise în și o grămadă de cărți între timp. Uh... Iam Era o masă la care îi dădeam iaurt Și i-am dus borcănașul de iaurt Era mai măricel, nu știu, 8-9 luni I-am dus borcănașul de iaurt Dar uitasem lingurița Iaurtul, mă, pregăteam să i dau cu lingurița Adică putem să le combinăm Fără niciun stres um, Și cât am plecat până la bucătărie Două secunde să aduc lingurița L-am găsit cu borcanul în mână Și zic, ia să stau eu să văd mm. ce facem a băgat gura în borcan. Era un, un iaurt ăsta mai gras, stătea țea până acolo. A încercat așa, nu i-a prea mers. A băgat degetele, a dus în gur. Și l-a vărsat și a mâncat ca un cățel de pe da. masă iaurt. Copilul ăsta nu moare de foame, clar. Știe ce are de făcut, cumva se descurcă. Mi s-a părut fascinant câte metode a găsit să se hrănească. Da. Dar da... Era, după aia, cu iaurt uh -huh. din cap până în picioare, și în jurul lui un metru. Dar uh, el a exersat niște lucruri, a descoperit niște lucruri, eu am descoperit niște lucruri, a fost o experiență cu mult mai multe plusuri. Uite, mizeria nu mă trezește în mine nicio uh, senzație legată de momentul ăsta, dar a fost atât de împlinitor și pentru mine, și pentru el, încât încurajez toți părinții să -l lase copiii să experimenteze cu mâncarea sunt atâția care uh, încep să nu mai mănânce bine. După un an, toți încep să uh, fie mai selectiv la mâncare. La început sunt foarte curioși, dar după un an apare uh, neofobia, nu mai sunt interesați de chestiile noi și încep și din alimentele pe care le acceptau să refuze. Um, noi trebuie să fi introdus deja cât mai multe până în momentul ăsta, că baia e din ce în ce mai greu. Următorii, după un an, până la 3, 4, 5, foarte greu mai convingi un copil să mănânce ceva nou sau să schimbe ceva în ce face el. Copiii care au mâncat singuri, în primul rând, asta înseamnă că mama cel mai probabil e lângă el și mănâncă și el. Am văzut, am avut niște consultații mai aprofundate cu copii care nu mâncau și am mers până acolo încât am rugat să-mi trimită filmulețe de la masă. Ok. Și de unde, teoretic, mama îmi spunea că totul este conform recomandărilor mele, când m-am uitat pe filmuleț, mama stătea, uite, așa călare deasupra copilului și încerca să-l hrănească. Doamne, deci eu să vin la tine așa, păi tu te dai puțin <coughs> înapoi și ți-e -ți frică. Da. Adică atitudinea era de eu sunt mare și tare, și șeful, și tu trebuie să faci ce zic. Păi când-ți e frică, dispare orice foame. E mult mai important să scap din situația aia. Normal că nu vei mânca. Adică, tot, controlul. Îmi vin părinți și îmi spun: am mâncat 17 lingurițe. Uh, ok, și ce ar trebui eu să fac cu informația asta? <laughs> eu mă uit la copii. Ok. Da. E un copil slab, e un copil care nu ia bine în greutate? Bun, poate îl trimit la un nutriționist care știe să calculeze ce e în alea 17 lingurițe. Um, dar dacă e un copil care a luat bine în greutate, care e conform graficelor de creștere, așa și am mâncat 17 lingurițe, asta e, nu știu, te îngrijorează că e prea mult sau e prea puțin, că nu-mi dau seama. Mm -hmm. Copilul e bine. Da. Lasă la așa, Înseamnă că faci bine ce faci. Da. Dar dacă scrie în cărți că trebuie să mănânce 200 de mililitri, păi și n-am mâncat decât 150, aulă, panică. Nu, trebuie da. să renunțăm la astea și, din păcate, da, le auzim mult și de la medicul de familie și de la pediatru, tot din grijă pentru copil. Vrem să ne asigurăm că e ok. Mă da, uită-te mai mult la copil și vezi dacă e ok. Bun, e un copil care nu ia bine în greutate și pare că mănâncă puțin, îl iau la căutat. De ce mănâncă puțin? Sau încerca puținul ăla pe care îl mănâncă să fie extrem de nutritiv, că dacă-i pufuleți crezi și eu că nu se îngrașă, că nu are niciun nutrient pufuletul ăla în el, are porcării, în fine. Da. Deci um, avem multe de gestionat și de adaptat de la niște chestii foarte rigide la a studia fiecare copil în parte, fiecare situație în parte și a vedea dacă e nevoie de intervenit sau nu. Și din nou mi se pare că uh, controlul face mai rău aici și faptul că dacă îl lași instinctiv să ia alimentele pe care vrea să le mănânce, să se mozolească, inclusiv de exemplu asta e o chestie pe care, de care mi-am dat seama și am intervenit și am schimbat-o în casa noastră, când mi-am dat seama că, ok, dimineața să zicem că, na, totul am cam mic dejun, ni s-a pregătit lunavanii mâncare și stăm și, na, și îi dăm, îi dăm cu lingurița sau îi dăm, acum, de exemplu, îi, de câteva luni îi punem o linguriță și o dăm ei în mână, pentru că știe să-și ducă lingurița, da. dar nu știe să o încarce. Da. Și atunci ea cu mâna sau cu lingurița o duce ea încărcată de noi. Dar după aia seara, mi-am dat seama că atmosfera nu era tocmai plăcută pentru toată lumea, pentru că ne așezam zicem, mâncam noi sau înainte îi dăm ei de mâncare și după aia ne puneam noi la masă să mâncăm. Și uh, mi s-a părut o chestie nenaturală și ce am implementat acum este ca la masa de seară să ia toată familia o ia la ora 6 și ne așezăm cu toții. Și dacă stăm la masa asta și Daniela stă în față, eu stau aici, Anastasia stă aici, noi bineînțeles mâncăm singuri, iar Răvani stă aici cu noi și îi dăm, ba, eu îi lingurița, ba, ea îi încarcă și cumva mâncăm toți și ea ne vede pe noi mâncând. Și atunci mi se pare că mănâncă corect, se oprește când e sătulă și lucrurile exact. sunt ok. Exact. Pentru că te imită. E, și mai e un aspect. Uh, copiii mei au acum 15, 13 și de 8 tare. ani. Ok. Cina este cam singurul moment, în afară de vacanțe sau mm -hmm. câte o ieșire în weekend, în care mai suntem împreună. Um, și pe alea 20 de minute cât suntem la masă, le savurez enorm mm -hmm. Pentru că o să fie din ce în ce mai rare da. și cumva nu conștientizam asta când erau mici. Faptul că masa va fi singura chestie care ne aduce împreună și vrei la masă să stai cu plăcere și să nu-l cerți că nu și-a făcut lecțiile și să nu îl ștergi că au s-a murdărit și să nu... Fie un moment de stres și de uh, verificat uh, niște lucruri, ci să fie un moment de conectare. Noi suntem niște ființe sociale, avem nevoie de asta și, da, o facem de multe ori în jurul mesei sau împreună cu mâncarea. Uh, și atunci, uh, mesele astea de seară pentru noi au devenit. se comentează, bineînțeles. Uh, îmi ia vreo 15 minute, să-i aduc la masă și nu-mi se de fiecare dată. Uh -huh. uh, dar am, de exemplu, vine fiimea de la școală, e foame atunci, mănâncă și nu-i mai e foame la ora la care mâncăm noi. Și îi spun nu contează, vii doar să stai cu noi. Și bineînțeles că va ciuguli ceva și, și cu noi. Dar da, momentul mesei trebuie să fie unul plăcut, în care fiecare să uită la el în farfurie, nu... Nu la ce face celălalt, sau nu, să fie momentul de criticat și de planificat și de uh, găsit uh, lucruri în neregulă. Da, și eu, cumva mă regăsesc în masă de seară, mi se pare așa un lucru. Exact cum tu, adică într-un ritm foarte aglomerat în care fiecare are câte un program, pleci cu copilul la școală, lasă la școală, asta la, la after, pleci la muncă, te întorci. Adică seara chiar e momentul ăla sacru în care toată lumea se adună și. Da din mesei, dar și cred că e un. din nou, dacă lăsăm controlul și lăsăm lucrurile să se întâmple, cred că putem să creștem copii care să aibă o, cum să zic, o relație sănătoasă cu mâncarea. Apropo de asta, mai am câteva întrebări legate de uh, zahăr și de dulciuri la copii. Le... Știu oameni care zic, nu, eu până la 2 ani nu i-am dat deloc zahăr, cu toate că i da dat fructe, uh, alții n-au nicio problemă cu asta. Cum uh, cum e corect să facem în raport cu dulciurile și copiii? În principiu, dacă ne referim la dulciuri, eu când zici dulciuri, eu mă gândesc la dulciurile din comerț, rafinate, da. cu zahăr și uh -huh. cu grăsimi saturate și o grămadă de alte prostii în ele, cât mai târziu posibil. Din nou, îți dau un exemplu din viața cu trei copii. Primul copil, la trei ani, se plimba prin raionul de dulciuri și nu. Avea nicio tresărire că nu știa ce sale. Al doilea, bineînțeles, că a dat de dulciuri ceva mai repede. Al treilea, la un an, mânca cot la cot cu oile alții. Nu aveam cum să uh -huh. îl țin. Deci, cât nu le trebuie. Pot da. trăi bine, mersi, cu dulcele din fructe. Uh -huh. um, chestia asta a... Bunicilor, a părinților, a, da, dă și lui că săracul poftește, nu Corect. poftește, că nu știe ce e Da. Pe de altă parte, în momentul în care a descoperit și vrea, cu cât îl refuzi mai mult, cu atât devine dorința cea mai mare, cea mai arzătoare a copilului. Și ce să faci mănânce. atunci? În primul rând, dispar dulciurile din casă. Ok. Sau și le ține mama, tata într-un sertar ascuns undeva, unde copilul să nu știe că există. Tentația este foarte mare, iar un copil de 3 ani te duce direct la uh, dulap și îți cere și e greu să uh, faci față. Deci, cât mai la distanță de copil să nu știe de ele, dar dacă cere, um, cumva copiii mei mănâncă dulciuri, încerc să țin un echilibru. Și regula e cam așa. În primești desertul după masă. Nu-i condiționez, nu-i zic dacă mănânci tot din farfurie, mm -hmm. primești desert. Okay. Îi spun, întâi mâncăm asta și după aia dulcele. Dacă mănâncă trei înghițituri, ok, asta s-a întâmplat la masa asta, nu e niciun fel de problemă. Nu o să-i zic mănâncă tot din farfurie, că altfel da. nu primești desert. Mm -hmm. Pentru că, din nou, devine fructul interzis pe care și-l dorește foarte mult când nimeresc cu ei în magazine, vreau și de-aia, și de-aia, și de-aia, și de, -aia, și, de -aia. și eu, de oboseală, de să scap de scandal, zic ok, luați-vă. Și le-au luat și le pun în cămară și uită de ele. Aha, ok. Deci, um, cred că trebuie puțină relaxare aici. Nu e o tragedie dacă le mănâncă, dar trebuie cu măsură. Și trebuie făcut asta adaptat la vârsta copilului și explicat ce înseamnă, ce îi face dulcele, la cum acționează, uite-te doare burtica, păi dacă ai mâncat jumătate de ciocolată, s-ar putea să fie de acolo, că uite, se întâmplă asta, asta și asta. Explicat, povestit, refuzat din când în când, nu mâncăm dulce toată ziua, bună ziua, Mâine mergem la o petrecere de copii. Vei mânca acolo, nu mai lua așa cum, nu știu ce suc. Um, e greu, um, dar trebuie găsit un echilibru al familiei, că fiecare familie are echilibru ei în, în acest, pe acest subiect. Um, și da, mi se pare extrem de important și în rest ce mănâncă copilul. Ăsta mic al meu, orice i-ai pune pe masă, dacă i-ai pus, uite, acum e în mare dragoste cu tabule, cu salata de pătrunjer. Așa. Deci, cred că hai. asta ar alege-o și în fața uh, dulciurilor, dar de multe ori, hai să zicem că pe primul loc ar fi dulciurile, dacă îi, îi dau să aleagă orice, dar dacă scot dulciurile din ecuație și îi ofer absolut orice, o prăjitură, un covrig, o friptură, va alege zarzavaturile crude, ardei, castraveți. Hmm. Copilul ăstuia sunt destul de relaxată să-l las să și mănânce dulce din când în când. Fimiu cel mare a avut perioadă, perioada aia de creștere, de uh, adolescent, când ar fi mâncat non-stop orice. S-a apucat de sală și vorbind cu instructorul, a venit la mine. A, ah, nu, eu nu mănânc dulce. <laughs> Zic, bine, copilule, că eu ți-am zis asta de toc gura aici. Dar asta, de așa e. 12-13 ani. Nu mai ascultă la un moment dat de părinți, exact. ascultă de prieteni și de. În fine, e important acolo de cine ascultă Corect, și dacă da. prietenii uh, vin cu niște sfaturi nu tocmai bune, e periculos. Dar da, dacă sfaturile auzite sunt unele bune și ascultă de profesorul cu tare, de antrenorul de la sport, da. este minunat că cel mai probabil va veni cu, cu informații corecte și, da, sunt mult mai dispuși și e mult mai ușor să se adapteze Dar nu-mi luăm aia, că eu nu mănânc așa ceva. Da. Zic, că până acum, bătei la cap acum. Zic, uh -huh. ok, sigur, bine, așa facem. Um, sunt perioade și perioade. Uite, mergem la schi, bineînțeles că vor mânca mai multe dulciuri decât în rest, când merg la școală, mănâncă la școală și nici nu își aduc aminte neapărat de ceva dulce. Dar n-am interzis cu desăvârșire niciodată, n-am cedat la fiecare cererea lor. Și plus că le-ai oferit o, să zic, o varietate. O bază. Da, o bază. O okay. bază sănătoasă, astfel încât, ok, și dacă mănâncă dulci. Bun. Ce uneori nu facem ce face doctorul, facem ce spune doctorul. Dulciurile Bune nu sunt. Nu ne aduc niciun beneficiu. Ok, ciocolata amăruie poate, dar ciocolata da. amăruie nu o să mănânce un mm -hmm. copil. Um, pe de altă parte trebuie să gândim și din punct de vedere emoțional, să găsim un echilibru, că uh, stresul ăla de a te certa tot timpul cu copilul pe capitolul dulciuri s-ar să facă mai mult rău decât bucățica aia de ciocolată. Corect. Și atunci trebuie să găsim un echilibru. Dacă avem un copil care acceptă și merge pe direcția spusă, minunat. Dar atenție, ăștia ținuți sub control 4, 5, 6, 7 ani, e posibil la un moment dat să preia ei controlul, Ajung că la se școală, o da, exact. Deci, la școală fac schimburi între ei. Eu îți dau sandwich-ul ăla sănătos, făcut de mama cu salată, cu de toate, tu dă Cocolata. Corect, și deci... că e important să te asiguri să nu ajungă la școală, să zic, sălbatic după dulciuri și exact. să-ți facă schimb cu orice da. Ok, mi se, da, mi se pare o, o abordare <laughs> foarte bună. Uh, mai am o întrebare uh, legată de ce înseamnă probleme digestive, alergii, intoleranțe la alimente. Nu știu dacă mie, e subiectiv, anecdotic, mi se pare că numărul acesta de alergii, intoleranțe a crescut la copii sau sunt din ce în ce mai mulți care au tot felul de intoleranțe, tot felul de... Nu știu dacă se le zic alergie alimentare. Nu, că nu, nu sunt... alergii da, alergii sunt. Alergii și uh, de unde crezi că vine acest număr mai mare, dacă e mai mare într-adevăr, și cum am putea să ne ferim de el ce ar trebui să facem? Păi vine, de la poluare, da. de la antibiotice luate mult des prost când da. nu trebuie, de la născut prin cezariană, de la nealăptat și de la mâncat. Tâmpenii. tâmpenii, nu zic neapărat de dulciurile de care tocmai am discutat, ci uh, toate legumele astea grăbite să crească, toate... Uh, uh, vorba al soțului meu care stau toate fructele astea coapte pe vapor când mm -hmm. le aducem de nu știu unde, nu mai au la fel de mulți nutrienți cum aveau acum 50 de ani, acum 100 de ani Deci mi-ai niște cauze pe care, care nu sunt în controlul meu, adică ok n-am avut cum, de alăptat, nu a lepta, nu s-a putut. Poluarea, poluarea nu? nu. Ce putem să facem? Ok, antibiotic putem să evităm, și, într-adevăr, asta. asta fac. Întreb mereu dacă se poate fără antibiotic, vă rog. Absolut. Da. Prebiotice, probiotice, atunci când e nevoie. Uh -huh. O alimentație cât mai sănătoasă, adică chestii făcute în casă, cât mai puțin preparate. Gătit în casă. Gătit în casă, dar. Cât mai simplu, dacă fierbem legumele alea o oră, păi nu, se cam duc toate vitaminele, se pierd o grămadă de nutrienți. Fructele, dacă le preparăm termic și îi dăm doar plăcintă de mere în loc să ronțăie uh -huh. din măr, bineînțeles că nu are la fel de mulți nutrienți. Deci, pe de-o parte, să încercăm alimentația asta să fie cât mai hrănitoare, adică alimente de bază, legume, fructe, nu, alune, semințe, carne, ouă, din toate, dar cât mai puțin procesate. Tot ce înseamnă cumpărat din comerț mai are pe lângă și o grămadă de chestii nedorite, conservanți, coloranți, îndulcitori și alte, și alte minuni. Deci e de preferat să le evităm. Da, antibioticele put Putem să... A, dacă intrăm în discuția asta nu mai terminăm. A, da, putem să întrebăm medicul sigur e nevoie de antibiotic. Putem să facem niște investigații să fim siguri că e nevoie de antibiotic. Eu știu ce înseamnă camera de gardă unde ai pe vremea când făceam iogărzi în Grigore Alexandrescu erau 200-200 și ceva de prezentări pe noapte la uh, câțiva medici. Da. Și tu îi explicai copilului pe care îl vedeai prima oară și probabil și ultima. Ok, ai o amigdalită. Nu știm acum dacă e virus sau bacterie. Da. Dă-i aia, aia, așa, aia. Dacă nu-i trece, uite, strec trec și antibioticul pe rețetă. Păi câți mai așteptau să vadă trece sau nu trece? Cel mai probabil luau antibioticul din start. Uh, sunt încă, îmi povestesc... Uh, Farmaciști, că sunt încă oameni care se duc la farmacie și uh, cer: um, Dați-mi și mie puțin antibiotic, că mă doare capul sau am febră. Uh -huh. Se trata um, o lungă perioadă de timp, totul se trata cu antibiotic. Uh, alergiile sunt într-adevăr mai dese, da, multe lucruri nu țin de noi. Uh, ce putem, totuși, să facem? asta cu hrana cât mai sănătoasă. Introduci alergenii repede, nu așteptăm să facă trei ani ca să-i dăm alune. Cu toate că dăm protocoalele, protocoalele inițial asta spuneau, da, spuneau hai să o le evităm și după aia ne-am prins, sau, mă rog, medicii cercetătorii s-au prins că din contra, dacă, dacă întârzi mult un posibil alergen, riscul de a face alergie e și mai mare, deci să le introduci cât mai repede. Da. Deci, acum se recomandă după începerea diversificării cât mai repede să le introduci. Alergologii chiar zic că pot să încep De la 4 luni. Deci, chestia asta cu medicina. Nu se pun de acord. Nu se pun de acord toți pediatrii din toată lumea asta. Nu se pun de acord pediatrii cu alergologii. Nu se pun de acord. Eu cred că e greu pentru părinte să înțeleagă toate lucrurile astea și să decidă pentru copilul lui. De aceea preferă, zice, lasă, nu mai bat eu capul, hai să-mi dea medicul. Uh, dar nu. Nu începem la patru luni, dar când uh -huh. începem la 6. îi dăm alergenii, repejor, um, ne luptăm pentru alăptatul ăla. Uite, alăptatul ăsta din primele ore din maternitate. Laptele matern, vezi că tot, orice mă întreb eu tot acolo, așa. <laughs> Laptele matern are imunoglobulina A. Imunoglobulina A tapetează tot tubul digestiv, care tub digestiv la naștere are niște spații în el. Spații prin care, dacă n-a primit lapte matern întâi și primul lapte pe care îl bea este lapte praf, permit trecerea proteinei din laptele de vacă, prin tubul digestiv ajunge în sânge și sensibilizează acel copil care are risc mai mare de a dezvolta alergie la proteina din laptele de vacă, adică cea mai frecventă de la noi. Un alt motiv să ne zbatem pentru alea două-trei subturi primele în maternitate, care este cele mai dificil de realizat, că mama și copilul de obicei sunt uh, separați. Um, uh, sunt studii la uh, nivel mondial decât ce economie am face uh, la nivel de planetă dacă femeile ar, ar uh, alăpta că n-ar mai fi atâtea alergii, n-ar mai fi atâtea îmbolnăviri, n-ar mai fi atât consum de lapte praf. Laptele praf poluează, că folosești niște metal, niște plastic pentru ambalaje. Pentru producția lui consum niște lucruri. Vacile poluează foarte mult. Din punctul meu de vedere, a lăptatul ăsta, uite-ar câte ar putea să îmbunătățească. de sunt, da, sunt, nu știu, extremistă, fanatică. Nu, absolut uh, dur, Adică mie mi se pare că, e efectiv, adică din discuția asta se înțelege că uh, nu, e, nu e suficient să zici da, încurajăm alăptarea. Cum nu o încurajezi? e încurajez? suficient, adică, bravo, o încurajezi. Cum o încurajezi? Trebuie să o încurajezi punând absolut tot posibilul la dispoziția mamei, de la Consultant în alăptare, până la suport din partea tatălui, până la încurajarea nașterii naturale, până la încurajarea punerii copilului la sân. Există uh... țări la care asigurarea medicală include inclusiv câteva consultații de lactație. Da, adică pentru te... că îți ție este mult mai ieftin în final Pre ca țară, să previi ca societate, ca sistem sanitar. Să investești în acel consultant de lactație și să refaci sistemul, să refaci traseul în așa fel încât să te asiguri că ai cât mai mulți cetățeni, domne, cât mai mulți cetățeni care au fost alăptați, care da. după aia nu necesită teste alergologice, alimentație specială, lichigat, inflamație și alte liri. Bun, riscuri nu, care nu se exclude, că nu vreau să nu se exclude, sară dar, lumea, că eu am... Scade. Exact, riscul, riscul scade, absolut. Bun, deci se pot face mici lucruri, dar cred că asta e valabil în orice domeniu, cu cât îl aprofundezi, ți se pare că bucățica aia ta ar putea schimba lumea. Este greu să pui în aplicare ca să poți să dovedești chestia asta, dar da, sigur ar îmbunătăți calitatea vieții pentru mulți. Și știi ce mi se pare de bun simț? Că practic lucrul ăsta pentru care... Uh... Cum să zic, pentru care militezi, nu este ceva invenție nouă, este o întoarcere la bază. Hai să ne întoarcem la bază, să nu mai. Adică, e fix asta, e o întoarcere la bază. Nu este ceva nou ce s-a inventat și ne spui, a, fără asta nu mai putem trăi. Da. Nu, așa am fost noi construiți, hai să ne întoarcem la bazele noastră. Uite, o chestie pe care e important să o audă părinții. Să nu se aștepte să-i ajute medicul pediatru cu alăptare. Medicul o consultație de lactație înseamnă consultantul în lactație să afle tot despre istoricul medical al mamei, despre sarcină, despre nașteri, despre cum au decurs primele alăptări, despre cum merge alăptatul, să vadă copilul de sus uh -huh. până jos, să-l verifice, să se uite în cavitate bucală, să vadă copilul cum suge un sub de la un capăt la altul. Da. Durează minim o oră și jumătate toată chestia asta. Uh -huh. Pediatrul, chiar dacă are niște informații, nu va putea niciodată să facă asta. Și eu la cabinet am consultație separată, alăptare cu pediatrie, că nu se pot face toate. Deci, când te duci cu un copil care n-a luat bine în greutate sau care plânge la pediatru, vei primi recomandare de lapte praf. Băi, dă l Dar cere și ajutorul unui consultant din lact în lactație care asta face. Știe să-ți dea, inclusiv avem protocol de dat lapte praf, adică noi nu suntem poliția laptelui praf și nu există așa ceva. Există, dar știm să-l dăm astfel încât să încurajăm și să îmbunătățim alăptarea, nu să punem în vreun pericol copilul sau Pare. mamă. Linkezin, te rog, unde te pot găsi oamenii? Um, în principiu, vezi că eu prin tot ce fac Încerc să transmit atâta informație Încât să nu okay. mai fie oamenii bolnavi Și să aibă nevoie Unde de te mine în online. Um, Contul meu principal Este Instagram-ul Tribailin Tranulis uh -huh. uh, Pe Facebook e Dr. Ilinca Tranulis IBCLC uh -huh. uh, Am și eu un podcast uh, Pediatox um, pe la Neața, pe la podcasturi, peste tot, la conferințe unde pot vorbi despre lucrurile astea, vin cu tot dragul, pentru că eu vreau să nu mai am de muncă. Eu vreau să șomez, eu vreau toți copiii să fie sănătoși, toți părinții liniștiți și să aibă nevoie doar așa să-i văd la un control din când în când ca să le confirm este minunat, faceți o treabă excelentă, este. Este perfect. Nu cred că o să prind asta în decursul vieții mele, dar poate generațiile următoare o să aibă mai multe șanse. Dar da, cred atât în lucrurile astea și mi se par atât de importante să le cunoască părinții și să le audă într-un pachet complet, nu doar o frântură. Nu, ține-l non-stop, lasând că sigur. Nu există așa ceva. Trebuie văzut toată povestea din spate. Super! Uh, o să o să lăsăm uh, aceste linkuri unde te pot găsi oamenii și inclusiv către site-ul tău unde ai acele cursuri Așa, de diversificare. Pediatri.ro, da. Okay. Le lăsăm în, în descrierea acestui material. Super! Vă mulțumesc pentru timp și pentru toate Mare informațiile drag. de astăzi. N-am reușit să atingem toate subiectele promise <laughs> gen răciți, colici. Tot, tot mă întrebam, da. oare când ajunge da. și la alea? Da, David, facem mai, facem o, mai facem o altă tură. Uh, da practica asta s-a transformat într un ghid de uh, de începutul vieții și de alăptare și de diversificare teren tors la corect tors la bază încercați să vă simțiți instinctele pentru că le aveți și alea o să vă ghideze acolo unde trebuie Uh, Elinca, mulțumesc încă că ai venit, mulțumesc că ați că rămas drag. până aici să ne urmăriți. Uh, nu uitați, avem și un newsletter uh, pe care o să-l găsiți jos în descrierea acestui, uh, acestui material. drmihail.substack.com În fiecare sâmbătă trimit uh, un newsletter scris de mâinile astea ale mele unde vă trimit un gând, cartea pe care o citesc, la ce podcasturi mă uit, ce materiale mișto am văzut, ce urmează și așa mai departe. Nu uitați să intrați și pe bunbine.ro unde o să vedeți următoarele evenimente pe care eu și cu echipa mea le organizăm. Sunt aceste branciuri științifico-culturale în care avem câte o conferință, discutăm despre uh, lucruri interesante și ne cunoaștem. Deci dacă intrați pe bunbine.ro există și acolo un alt newsletter la care vă abonați și unde primiți doar informații legate de acele evenimente. Dacă aveți uh, poate întrebări pentru Elinca puteți să le scrieți jos în... Uh, comentarii dacă aveți alte sugestii jos în comentarii apreciem orice like orice share orice comentariu chiar dacă este pur și simplu scrieți acolo pediatrie ne ajută mulțumim foarte mult că ați rămas până aici și ne vedem la un alt podcast ciao pa pa la revedere